Săruna și bună seara, dragi prieteni, vă salut pe toți cei care de la această oră urmăriți o nouă ediție, din nou specială de Salvați Steaua. Astăzi avem cel puțin trei subiecte importante. Dacă voi nașteți altele, sunt aici la dispoziția voastră. Odihnit, fresh, am dormit 45 de minute în ultimele 45 de ore, astfel că sunt viu în fața voastră și putem să vorbim într-o nouă emisiune pe canalul meu, televiziunea voastră, echipa noastră. Subiectele de astăzi sunt interesante. După părerea mea, în scurt timp vom lua legătura în Canada cu Tudor Voican, unul dintre noi, unul dintre suporterii Stelei, pentru că de foarte multe ori acest canal de YouTube a rezolvat probleme. A rezolvat problemele steliștilor care aveau anumite probleme. Ne-am erijat de foarte multe ori în judecători ai unor cazuri pe care cu siguranță mereu l-am rezolvat prin adevăr. Am învins în fața minciunii și am învins în fața ticăloșiei de foarte multe ori. Sigur că uneori am mai greșit și noi, uneori am căzut în plasa unor ticăloși, unor oameni care au vrut să înșele lumea. Și cu siguranță știți despre ce este vorba, nu mai e cazul să insist. Azi noapte, undeva pe la ora 3 dimineața, ora României, am primit un telefon de la un om pe care eu îl apreciez tare mult și pe care și voi îl cunoașteți. Înțeleg că este extrem de activ în comunitatea steliștilor de pretutindeni, face parte din diasporă. Și voi îl știți, e vorba de Tudor Voican. El este deja, văd, conectat. O să rog să intre pe acel link pe care l-am trimis, pentru că avem două subiecte. Astăzi îl vom demasca pe unul pe care, dintre noi, pe care o parte a suporterilor steliști din străinătate îl acuză de înșelăciune, faptă penală. Faptă care în mod normal se sfârșește după o judecată, se sfârșește cu închisoare. Înșelăciunea are diferite forme. Poate să fie o înșelăciune gravă, poate să fie o înșelăciune pur și simplu. Pentru că noi aici suntem suporteri steliști, noi încercăm să ne transformăm în oameni care ajută pe steliști, pe majoritatea steliștilor. De aceea facem și asemenea gen de misiune. Noi am primit informația, Tudor Voican va prezenta, că unul dintre cei pe care voi îl cunoașteți a încercat, poate chiar a înșelat, suporteri steliști. O să aflați în ce formă. În a doua parte a emisiunii vom vorbi despre ceea ce se apropie, despre procesele pe care le va câștiga în mod negreșit Virgil Boglea cu echipa lui, sau echipa lui Becali alături de Virgil Boglea. Mai e un pic până se desfășoară, până se judecă, de fapt ăsta e termenul, procesul pentru Palmares. În ultima perioadă au apărut informații în presa sportivă care dau speranțe atât de mari Stelei noastre, încât negreșit și acolo vom câștiga. Pentru că, iată, lucrurile se duc în așa fel încât să acoperim minciuna și în acest caz, iar noi știm că avem dreptate de foarte mult timp. Mai trebuie doar să se consfințească într-o judecată dreaptă, da? Și să se aducă și acolo adevărul la iveală. L-aștept în continuare pe Tudor Voican din Canada, l-aștept să se conecteze. Îi spun de două ori hai să se conecteze pentru a intra în legătură directă cu noi. Poate că nu se descurcă pe linkuri. Și în această situație să vedem cum vom face să-l ascultăm pe Tudor Voican, pentru că de ce? Pentru că, repet, noi aici vrem să-i ajutăm pe toți suporterii steliști cu diferite probleme sau în diferite probleme pe care le au. Și apropo, pornind și de la acest caz pe care îl va prezenta Tudor Voican din Canada, dacă vreodată aveți anumite probleme pe care l-am dat Tudor Voican, am dat linkul. Ți l-am dat pe uite la aici, ți-l mai dau o dată. Uite, ți-l-am dat pe Facebook. Acolo pe Facebook este linkul. Te rog, intră pe el. Nu trebuie să faci absolut nimic. Poate n-ai mai intrat, dar eu cred că ai mai intrat cu noi. Trebuie doar să intri pe el, dai acces pe link și după ce dai acces,
după ce intri pe link, ok cu camera, ok cu sunetul, cu audio, după care scrii numele în chenar și apeși butonul albastru prin care anunți că vrei să intri într-adevăr în studioul virtual în care eu te aștept. Da? Așteptăm această intrare a lui Tudor Voican. Acum, sigur, există și varianta ca acel Tudor Voican care este aici conectat să nu fie Tudor Voican, pentru că este un caz extrem de dur, este un caz extrem de puternic pentru voi și e posibil cineva să încerce să blocheze prezentarea lui, pentru că înțeleg că au fost făcute presiuni, au fost făcute diferite amenințări să nu cumva să se spună despre acest caz pe care noi îl vom prezenta. Deci fi sigur că să dau aici linkul. O secundă, să dau aici linkul. Poate este mai ușor așa. Bine, iată, dau linkul aici. Tudor Voican, uite și aici linkul. Poate ți se pare mai bine aici, dar repet, vreau să văd cine este, pentru că nu vreau să intre altcineva decât Tudor Voican. Astăzi seară vom prezenta un caz aparte, un caz special, un caz, repet, care are legătură cu Steaua prin faptul că un stelist, și nu numai unul, a fost înșelat de un alt stelist. Aici e vorba de un stelist care i-a înșelat pe steliștii din diaspora. O să auziți imediat despre ce este vorba. O să aflați cum Tudor Voican și alți steliști, oameni extraordinari, oameni sufletiști, au fost păcăliți de un alt stelist. Chestiunea asta nu are legătură cu altceva decât cu steliști care înșeală alți steliști. Acesta e subiectul și vrem să-i ajutăm, pentru că știm că suntem o comunitate mare, știm că această emisiune este urmărită, este de altfel televiziunea steliștilor, planeta steliștilor, și de aceea poate că se vor mai regăsi în această poveste alții dintre voi care urmăriți emisiunea. Și poate dacă nu urmăriți, vă spune cineva: băi, mi-ai zis tu de povestea aia, uite, la SAFTA, în emisiune, pe Planeta Steaua, pe Templul Sportului, pe televiziunea noastră a suporterilor steliști, s-a prezentat cazul în care un stelist dintre noi i-a înșelat pe cei din străinătate. În continuare îl aștept pe Tudor Voican. Nu pricep deloc de ce nu intră, nu-mi dau seama de ce nu se conectează, nu știu ce să spun, dar îl voi suna eu în cazul acesta pe Facebook pentru a fi și convins că despre Tudor Voican, cel cu care vreau să intru în legătură directă, vorbim cu el astăzi seară și nu cu altcineva, pentru că trăim într-o lume bolnavă, într-o lume în care sunt foarte mulți oameni care se dau ceea ce nu sunt. Da? De aceea o să încerc să-l sun eu pe Tudor Voican, care va răspunde pe Facebook, pentru că aici am comunicat cu el și n-am niciun fel de emoție că nu ar fi el. Ideea este că se află într-o altă conversație. Da, îmi pare nespus de rău că nu pot să iau legătura cu el, pentru că ok, gata, e în regulă. Tudor Voican, te salut. Te salut, Tudor! Alo! Bună seara, Gabi! Mă auzi? Da, acum te aud. Gata. E în regulă. Eu te aud, stai două secunde. Sunt probleme că sunt la volan și... cred că acum am auzit, nu? Da, te auzim foarte bine, Tudor Voican. Da, îmi pare rău, am încercat să mă conectez pe linkul altul și tot așa nu mă lăsa, am băgat număr de telefon, adresă de e-mail și... O secundă, dă-mi voie, o secundă, stai să verific eu ceva. Uite, te rog în momentul acesta, uite, închidem această conexiune, încearcă în momentul acesta să te conectezi și dacă nu reușești, te mai suni o dată. Dar sigur te vei conecta, pentru că problema era de la mine, își ceream eu niște coduri nefirești, da? Deci te rog, închid și te conectezi. Atunci mai trimite-l o dată pe ăsta pe WhatsApp, că mi-e mai ușor. Nu, pe Facebook, pe Facebook. Da? Okay. Aici pe Facebook ți-l trimit. Okay. Gata. Acum îi voi trimite, era de la mine problema. Omul nu avea absolut niciun fel de vină, pur și simplu sistemul cerea anumite coduri. Se întâmplă uneori,
să dau link-ul și să nu se poată conecta lumea, pentru că sistemul StreamYard cere coduri, cere fel de fel de lucruri, e ca la balamuc, este exact când lumea mai dragă și aștept pe cineva să intre în legătură directă, se întâmplă acest lucru. O să intre în legătură directă imediat Tudor Voican, dragi prieteni, și vreau să fiți foarte atenți, pentru că acest caz este social. Este un caz social care îi poate ajuta și pe alți steliști să scape de niște oameni care acum, în acest moment, sunt acuzați de înșelătorie. Și chestiunea asta e extrem de gravă, pentru că oricine poate pica în această plasă, mai ales că mulți dintre voi sunt oameni decenți, oameni respectabili, oameni care sunteți cu suflet bun, cu suflet mare și care vreți să ajutați pe cineva, dar vă pomeniți că de fapt acel cineva pe care vreți să-l ajutați voi este un ticălos. Un ticălos și care în urma unei judecăți, da, nu reușește, o să-l sun eu. Este la volan, asta e situația. Între timp s-a conectat și Virgil Boglea. Imediat, Virgil, o să intrăm în legătură directă. Avem un caz, mai ales că tu ești avocat, e o chestiune extrem de interesantă. O să o asculți despre ce este vorba. Da, Tudor Voican, te rog mult de tot să răspunzi, pentru că suntem prinși deja cu timpul. Am depășit 28 de minute și nu mai avem foarte mult timp pentru a vorbi cu tine astă seară. Virgil Boglea este deja conectat și îl rog pe Tudor Voican să încheie cealaltă discuție, să încheie celălalt apel. Da, Tudor Voican, te salut din nou. Alo, da. David, mă auzi? Da, hai să începem, că e deja foarte mult și am pierdut o jumătate de oră. Ok. Bun. Deci mă auzi, da? Da, tu în momentul ăsta te auzi și aș vrea în 2-3 minute să povestești pe scurt ceea ce ai pățit tu, pentru că de ce, cum spune Gigi Becali, pentru că probabil, Doamne ferește, în situația în care te găsești tu, se întâmplă să mai fie și alți suporteri steliști. Și să le atragem atenția, mai ales că Virgil Boglea este și el pe fir, va intra și el, dar nu poți să faci legătura pentru că tu nu te poți conecta, n-am înțeles de ce nu te poți conecta pe acel link, să te auzi și tu și Virgil. Da, e foarte simplu, da. În fine. Da, te ascultăm. Ce s-a întâmplat, Tudor? Da. Gabi Safta, băiatul ăsta, cu Adrian Gheorghe Eremia, zis alias Cocos Fadiolu, înțelege, am primit într-o zi un telefon de la el și a început să-și povestească că vrei să oameni că fata lui e bornavă și că viața ei să de viață și trebuie neapărat să opereze și nu știu ce și nu știu cum. Și atunci eu am zis, bine omule, deci care e problema? Păi trebuie să mai sunt nu știu câți bani. Mi-a zis, nu mai rețin exact, aș fi ipocrit să spun un prost. Stai o secundă, Tudor. Așadar, cineva care se recomandă pe grupuri de suporteri steliști, Coco Spaniolu, da? Coco Spaniolu, ca să știe lumea, tu o să-mi spui mie și o să dau mai departe ce link-uri, cum se numește el pe diferite rețele de socializare și care se numește, mai spune odată numele. Deci Coco Spaniolu, dar vreau să zic, Gabi, că pe mine m-a blocat pe Facebook, pe toate astea de TikTok care erau, sunt blocate. Deci eu nu mai pot să iau legătura cu el. Ok, nu contează, o să luăm noi. Deci Coco Spaniolu se numește el, dar cum e numele lui? I-ai dat numele mai devreme și n-am reținut. Da, Eremia Adrian Gheorghe. Eremia Adrian Gheorghe. Bun. E în regulă. Și te-a sunat el. El te-a contactat din România. El stă în România? Da, el m-a contactat din România. Am stat de vorbă cu el. Mi-a spus că fata lui are probleme cu inima și că atârnă într-un fir de păr și i-a trebuit niște bani. Și atunci când am auzit că e vorba de viața unui copil, i-am zis că te pot ajuta și eu pe tine. Înțelegi? Și l-am ajutat. I-am trimis odată, prima oară am trimis 990, dar cu ce am plătit alea peste 1000 de dolari. A doua oară când am vorbit cu el, l-am tot așa vorbeam de copil, că m-a atins la punctul sensibil. Pentru mine e ca o mană cerească, e un cadou dat de la Dumnezeu pentru fiecare părinte. Și i-am zis, ai strâns banii pentru operație la copil?
Și zice, nu, mai trebuie. Și atunci iar i-a mai trimis încă 500 de dolari. Zic, ia de aici ca să te ajut și zicea, ți dau pe data de 10 august, nu-i nicio problemă. Și atunci n-am gândit, zic, bă, bucă, dacă mi-a zis că are un caiet unde are toată lumea oare trecut acolo cu sumele care le-a dat și că până pe data de 10 de. Și atunci am zis, zic, mă, bucă, te rog frumos, soția mea vine pe data de 5 septembrie în țară, nu te stresa, fă-ți tu treaba, dă banii la oameni că o lună mai târziu zic că cred că îți prinde bine și o să-ți fie mult mai ușor. Zi și făcut. Ea mai trimis odată, iar m-a sunat odată, dacă nu mă șel de ziua femeii, ceva de genul ăsta, și mi-a zis, zice, Doru, zice, uite, sunt cu nevastă mea în casă și zice, stăm aici, că n-am ce să fac, că aș vrea să o scot și eu pe ea la un restaurant. Înțeleg și n-am ce să mă poți ajuta și la ceva cât vrei să-ți trimit. Și mi-a zis 1000. 1000 înseamnă 300 de canadieni. Bine, acum, da. Că-ți trimit. Și am trimit. Și, așa s-a făcut suma asta de 1800 de dolari. Deci el, okay? Tu i-ai trimis lui 1800 de dolari să-l ajuți pentru a-și opera fata, după cum spunea el, și că zicea, știi cum sunt ticăloșii, cum sunt cei care înșeală oamenii, reușesc să te atingă la punctul sensibil, că e vorba de fetiță, de tată, de mamă, de soră care e grav bolnavă și care are și un caiet pe care i-a trecut pe toți cei care l-au împrumutat cu bani ca să le returneze banii, vezi, doamne, sau cine știe. Așa ți-a spus ție, acest Eremia Adrian Gheorghe, zis Coco Spaniol, cunoscut în grupurile de suporteri steliști. Da? Da, așa e trecut el pe... Bun, 1800. Din informațiile tale, ai aflat că mai sunt și alții înșelați de acest cetățean? Da, Gabi, din părere de rău că de asta am vrut să fac intervenția asta la tine. Da, mai sunt și alții, înțeleg, și mi-a zis că astăzi e duminică și că sunt în familie, nu știu ce, dacă odată viitoare vor intra și ei să confirme și ei că au fost înșelați de această persoană. De unde știi că este Eremia Adrian Gheorghe? Cum ai ajuns la concluzia că îl cheamă așa? Păi, Gabi, în momentul când se trimit banii pe Western Union, că eu, la noi Canada nu merge cu Revolutul, da, din 2021. Aha. A mers vreo 2 ani de zile și după aia l-au spus că nu știu ce au văzut ăștia, o fraudă la pusitul ăsta de Revolut, și atunci Canada l-a scos. Aha. I-am trimis prin Western Union, exact cum trimis și la sora mea și pentru mama, și așa am trimis, dacă am trimis bani la cineva vreodată. Aha, și el nu putea să-i retragă decât pe baza celor documente pe care ți le-a dat ție. Da, deci nu putea, deci aveam nevoie de numele lui, adresa lui și numărul de telefon. Și am zis, rog, mă trimite și mie data ta completă, deschisă, cum ai tu un certificat în buletin ce ai tu pe acolo, că dacă te duci după aia nu poți să scoți banii dacă nu... Am înțeles, corect. Deci Adrian Eremia Gheorghe, Coco Spaniolul, te-a înșelat cu 1800 de dolari, spunând că fetița lui e grav bolnavă, ți s-a rupt sufletul și l-a ajutat. La fel cum ai făcut-o tu, au mai făcut-o și alții. Întrebarea, cum ți-ai dat seama că e de fapt o înșelătorie și dacă ai încercat să iei legătura cu el după aceea? Păi, da. Gabi, mi-am dat seama că la un moment dat mi-am adus aminte de sora mea care lucrează la Fundene acolo, el chiar la pe secția de cort deschis. Și am zis, Coco, dacă vrei, uite, am uitat, zic că pot să vorbesc cu sora mea ca să ai intrare mai ușor, că n-ar. Da. Și atunci el mi-a zis, când a aflat că sora mea lucrează la Fundeni, mi-a dat o, că vezi, doamne, că are el un medic de familie sau un medic care îl cunoaște foarte bine, prieten, și o să-l ajute persoana. Eu știam că un singur spital, sunt plecat de 33 de ani din țară, dar la spitalul ăsta știam că e cor deschis de la sora mea. Și atunci mi-am dat seama că el mă minte, că m-am interesat și eu după aia, și nu există un al doilea spital, sau poate există și nu știu eu. Da, aha, am înțeles. Da, și atunci ți-ai dat seama că e o țeapă pe care ți-a dat-o, o înșelăciune de fapt, că sună urât țeapă. Și ai luat legătura cu el, i-ai spus, Coco, stai puțin că uite, nu prea se leagă, tu îmi ceri bani, dar
Nu e corect. I-dădusem banii, Gabi. Da, i-ai dat banii, știu. Da. Dar și ce, când ai luat legătura cu el, ce ți-a zis? Deci am încercat să l-am vorbit odată și a rămas că da dorul pe 5 septembrie. După aia am văzut că n-am mai dat niciun semn de viață. Am făcut rost de numărul lui de telefon. L-am sunat, înțelegi, și la numărul ăla de telefon mi-a zis da, uite, am vândut mașina și cel târziu, nu există, cel târziu pe data de 5 septembrie o să am banii. Și atunci am zis ok, pe 5 septembrie când ai banii, da, o să-i dea lui soția mea, că soția mea e în țară. Deci el a recunoscut un pic, poate și-a dat seama ce faptă a comis, faptă care o să ne spună Virgil Boglea imediat dacă este chiar penală, dacă poate fi arestat pentru înșelăciune. El când și-a dat seama probabil de fapta pe care a comis-o, a spus că a încercat să te liniștească și să-ți spună că îți trimite banii. Da, da, mi-a promis să-mi trimite pe data de 5. Eu am avut clemență în față de el, că sunt unul care știu să aștept și înțeleg oamenii în general. Și atunci a zis ok, soția mea pleacă pe 5 din Canada, pe data de 6 seara a ajuns în România. Și pe șapte mi-a fost ultima mea speranță că persoana cu care de fapt s-a întâlnit soția mea o să primească banii de la el. Uh-huh. N-a fost nimic și din momentul ăla am zis că nu se mai poate, cu toate că cu niște dăți înainte, câteva zile înainte, chiar o săptămână, două, când am vorbit eu cu el, i-am și spus, Coco, a vorbit ceva cu tine, trebuia să rămână între noi doi. Deci eu n-am vrut să fac publică chestia asta că l-a ajuns și că îi dau banii. Și el atunci a dat. Zice, da, ok, sunt de acord cu tine. Eu am aflat de chestia asta că i-am dat banii tot din București. Am rămas mască. Și a zis, i-am zis, Coco, de ce ai făcut treaba asta? Că mi-am vorbit ceva și nu vreau să mă știe, nu vreau să mă știe lumea de donator sau că am ajutat. El s-a și lăudat cuiva că i-ai dat banii. Da, și după aia pe TikTok a zis că face pipi pe noi, că nu ne dă nimic și nu știu ce. Atunci aici mi-a pus exact capac și am zis nu se poate să fie atât de ordinat. Înțelegi? Adică tu ai fost ajutat, cu toate că am înțeles că nu are niciun copil. Deci el nu are copil. Soția lui are o fată, probabil din prima căsătorie, nu știu exact, nu cunosc datele probleme, dar după am aflat că nici copil nu are. Și când a fost chestia că face pe noi, că nu știu ce, că suntem frați, țărani și ne-a făcut ca la ucea fătului, și chiar îi mulțumesc pe calea asta lui Bocu, că pe postările care le-am pus pe Facebook, mi-a adus o grămadă de injuri, mi-a adus și eu cu conștiința am trimis un om de aia care râd, ca să arăt că nu pot să ripostez la el. Cu vreo două, trei zile înainte, am avut o discuție cu el pe TikTok, prin internetul la, tot așa, la o bea care l-am cunoscut tot pe TikTok. Aici vorbim de TikTok, nu vreau să vorbesc de absolut nici și numai de caz, nu vreau să vorbesc. Înțelegi? A început să mă înjure pe acolo, să mă facă, să mă dreagă. Și după aia, bine, și eu l-am înjurat. Dar, I-am zis vorbe. Da, am înțeles. Nu contează asta. Vreau să te întreb. E un știp, că e un gunoi, că e un nimic, cu noi, ca nimeni, chestii de genul ăsta, nu l-am înjurat. Am înțeles, nu are niciun sens. Ascultă-mă un pic, Tudor. Ca o concluzie, ce vei face? Ai încercat să iei legătura cu poliția pe baza buletinului, să povestești, să dai o declarație sau alți oameni care au fost înșelați, dacă sunt din București și vor să apeleze la poliție? Ce aveți de gând să faceți în acest caz? Gabi, nu crede-mă că m-am gândit foarte bine pe ce am vorbit cu tine aseară. Am stat foarte bine și m-am gândit și am zis în modul următor. Nu vreau să fac rău. Dacă mi-a făcut mie rău, foarte bine. Dacă așa crede că de cuvință, eu nu vreau să fac rău.
Nu vreau să-l acționez nici din stație, nici pe nicăieri. Scopul meu personal acum este că cine aude și are urechi să audă, cine mă crede, mă crede și chiar te rog frumos că nu văd acum că sunt pe telefon, o să pui și dovezile care ți le-am primit, în afară de buletin, că da, nu putea să-mi dea cineva buletinul lui dacă nu-i trimitea niște bani, el mi-a trimis și ca drept dovadă, asta cred că spune foarte mult, că a primit banii și mi-a dat și buletinul lui. Da, da. Și nu, eu nu o să pot să pun... Nu, pe ecran. Nu să pot să pun că sunt date personale, sunt lucruri care nu buletin, nu buletin. Da. Eu le am. Eu i-am anunț pe toți, că am aceste documente, dar nu le mai pun pe ecran pentru că este limpede. Toată lumea crede. Sunt sumele pe care dăm voie să fac o legătură cu Virgil Boglea. O să rog să-și deschidă microfonul și doar 10 secunde să-și spună și el părerea în acest caz. Iar eu îți voi transmite pe scurt ce zice. O să te rog să nu spui nimic. Te salut, Virgil! Bună seara, salut, Gabi! Te salut, Virgil! Avem de-a face cu un om care înșală suporteri steliști. Pe scurt, le spune că are o fată bolnavă. Cineva din Canada, spre exemplu, l-a ajutat cu 1.800 de dolari și mai sunt și alte persoane. Ce riscă un asemenea personaj? Indiferent cum se numește și indiferent de sume, indiferent sau nu contează sumele, nu știu cum se întâmplă. Păi nu, în principiu, dacă s-a indus în eroare o persoană pentru a dobândi un folos patrimonial, e înșelăciune. Da. Dar și e înșelăciune în forma cea mai simplă, adică pedeapsa nu e foarte mare și cred că de-aia și face lucrurile astea. Ah, deci pedeapsa nu e mare. Nu e foarte mare, nu. Bine, sigur, implicație penală ar trebui pe orice persoană să o sperie. Acum nu pot să-mi dau cu presupusul dacă persoana asta s-ar speria sau nu, dar fiind în, cum se spune la voi în instanțe, fiind în formă continuată, adică să fie mai multe persoane pe care le-a înșelat. În formă continuată, problema e dacă a arătat vreun înscris fals sau doar pe vorbe oamenii au donat bani sau i-au dat, că dacă a arătat un înscris fals, atunci bineînțeles că și pedeapsa este mai mare. Dacă a produs și un prejudiciu care depășește 2 milioane de lei, ceea ce mă îndoiesc, că dacă e vorba de sume de 1.000-1.500 de euro, probabil că a ciupit așa dintr-o parte și în alta. Dacă ar fi produs un prejudiciu de mai mare de 2 milioane de lei, iarăși pedeapsa ar fi fost alta. În condițiile astea, ce să zic, e regretabil că se ajunge aici. Și probabil că trebuie să fie și o învățătură de minte pentru unii să nu mai dea crezare unui cuvânt al unei persoane necunoscute până la urmă. Corect. Da, o să-i spun eu repede lui Tudor Voican pentru a încheia acest subiect. Tudor e o învățătură de minte, însă vreau să spun Virgil și ție și tuturor, Tudor Voican mai mult m-a contactat azi noapte dintr-un singur motiv. Cum am pățit-o eu, îmi doresc să nu o mai pățească și alții, pentru că în această planetă Steaua în care ne vârtim noi, că așa îi spun eu acestei planete Steaua, sunt mulți oameni care sunt sensibili, sunt mulți oameni care iubesc oamenii și când se confruntă cu asemenea povești, ei vor să ajute, să sprijine și cum Tudor Voican a sărit imediat și l-a ajutat pe acest ticălos cu 1.800 de dolari, cum alții l-au ajutat probabil cu asemenea sume asemănătoare, să nu mai facă și alții, pentru că deja trebuie demascat un asemenea om, Coco Spaniolul, adică Eremia Adrian Gheorghe. Asta e ideea, Tudor, corect? Da, deci ideea mea este că m-am gândit bine la ce vreau să fac și am ajuns exact la aceeași concluzie care am avut-o și prima oară. M-auzi, da? Da, te auzim. Da. Nu vreau să-i fac rău. Nu vreau să-l acționez în niciun fel, nu știu de ce manieră, nu mă interesează. Singurul lucru, cine are urechi să audă ceea ce mi s-a întâmplat mie, să bage bine la cap și să nu se lase păcălit de această persoană. Ăsta a fost mesajul meu care vreau să-l transmit la toată lumea. Aveți grijă dacă vi se cere bani,
nu dați pe zămlecul plus sau plată, exact cum am pe mână și ce mulțați. Da, uite, cineva spune foarte bine, Niculescu parcă spunea, îmi pare rău de el, dar bine, el folosește un termen, dar a fost fraier. Am pățit și eu cu unul, dar am cerut un act medical în care să reiasă, din care să reiasă și nu mi-a trimis. Da, adică momentul când trebuie să cereți mai multe verificări. Da, nu știu cine a scris mesajul, dar spun sincer că are perfectă dreptate. Da. Are perfectă dreptate. Și dacă mai există un gram de omenie în el, înțelegi, poate să facă bine și să trimeată bani. Dacă nu mai există niciun gram de omenie, poate să facă același cineva lucru. Cineva zice că este sponsor la CSA cu banii ăștia. Da, bine, e o glumă. Gabi, nu mă interesează. Era o glumă, am încheiat așa ca o glumă. Nu, pe mine nu mă interesează, nu vreau să amestec pe nimeni. Da, e da, doar da. O problemă strict personală, nu mă interesează de unde vine, de unde a venit, ce face. E problema lui, doresc sănătate și să poată să dea banii la oameni. Da. Sunt foarte mulți și sunt sume mari. Asta e problema. Toată povestea, Tudor Voican, Virgil Boglea, dragi prieteni, toată această problemă rămâne în grija lui Dumnezeu. Asta pot să spun. Exact. Da. Îți mulțumesc, Tudor Voican, pentru că te-ai destănuit, pentru că astfel poate că ai oprit în această seară o altă înșelăciune pe care o punea la cale cu alți suporteri steliști. Să se ducă să le facă el cu dinamoviștii, cu rapidiștii, dar dragi steliști, Coco Spaniolul, Eremia Adrian Gheorghe, eu știu cum, pentru că la un moment dat trebuie să-i trimiteți banii. Când aflați că e vorba de Eremia Adrian Gheorghe, pentru că el poate își dă acum, știți cum sunt acești oameni care înșală alți oameni, își dă fel de fel de... Da? Și vreau să mai zic un singur lucru. De asta am vrut să fac mesajul ăsta, ca să afle lumea. Vreau să spun că am rămas surprins, plăcut. Crede-mă că dacă mai citeam mesajul ăla, cred că mă dădeau la timile. Oameni care mi-au cerut număr de cont, care mi-au cerut Revolut să-mi trimeată bani. Să recuperez. Să recuperez bani. Incredibil. Nu se poate așa ceva. Eu, nu știu, am învățat să muncesc de mic în țara asta unde am fost. Nu mi-a dat nimeni absolut nimic. Tot ce am e pe munca mea și a soției mele și atât. Dar îți spun sincer, am rămas surprins, plăcut, când am văzut câtă lume a sărit în ajutorul meu să recuperez banii și am zis nu, nu se poate. Fiecare munce pe banii noștri. Eu am fost păcălit, nicio problemă, o să-mi umplu la chestia cu sentimentele, să nu mai fiu atât de fragil, că sunt fragil, când e vorba de copii, am și eu doi copii, am două nepoțele. Să-ți trăiască toată familia, da. Mulțumesc la toată lumea și vreau, atâta vreau. Oameni, vă rog din tot sufletul, aveți grijă, nu mai dați bani și chiar dacă e vorba de el, de Coco Spaniolul sau de alte persoane, nu știu, mai bine întrebați de 10 ori înainte, da. De a trimite un maș. Asta a fost tot. Trebuie să-ți mulțumesc din tot sufletul. Da. Și pe mine mă impresionează faptul că s-au sărit alți oameni să recupereze paguba. Mi se pare remarcabil acest gest al celor care au aflat de poveste. Să sperăm că se va rezolva într-un fel în care am spus-o eu. Are grijă cineva de toată povestea asta. Da, deci mulțumesc. Atât de mult m-a tușat, m-a atins chestia asta. Nu vedea să cred cât de multă lume mă apreciază și mă respectă. Te respectăm și noi, Tudor Voican. Îți mulțumesc mult pentru intervenție. Îți mulțumesc în numele celor care probabil ar fi urmat să cadă în această plasă. Mulțumesc, să-ți dea Dumnezeu sănătate, Tudor, și să ne auzim cu drag. Fericiți, sănătos să fim. Mulțumesc din suflet și vouă la fel și la toți. Noi facem banii, noi facem banii, să fim sănătos să-i facem în continuare. E corect ceea ce ai spus, da, că eu mai am o vorbă, dacă ajunge să te facă banul, nu mai ești om. Exact, nu așa ne fac banii pe noi, noi îi facem pe ei. Da. Deja, bine găbiți atunci. Numai bine, Tudor Voican. O să intru pe WhatsApp acum, că eu spal telefon, o să intru pe WhatsApp ca să poți să te ascult. Da, pe YouTube suntem noi, nu pe WhatsApp. Mă rog, nu știu cum îi spui. Pe YouTube, scuze, da. Pe YouTube, scuze-mă. Da. Bine, Tudor, o zi bună să ai în Canada, toate bune. Mulțumesc, Doamne, ajută și vouă la fel, mersi. Dragi prieteni, un om care am stat de vorba azi noapte, la 4 dimineața, de fapt, vorbeam, când am venit de la o cununie și mi-a povestit, nu vă mai zic eu, că
E un tip onest, un tip care face mai multe servicii special pentru a-și întreține familia. Pentru că dacă ești în Canada, nu înseamnă că acolo ai numai lapte și miere și merg câinii cu covrigi în coadă. Trebuie să muncești, tată, ca să-ți ții familia în Canada și este o sumă considerabilă. Am înțeles că în Canada statul a oferit bani ajutoare oamenilor, $60,000 în pandemie, că aia sunt chiar conducători, nu ca la noi ăștia care ne jecmănesc. Și le-au oferit cetățenilor $60,000 cu condiția să returneze 40,000 într-o anumită perioadă. Altfel îi dau pe toți înapoi. Și omul încearcă să-și câștige banii onest și iată ce a pățit. Ne ducem la al doilea subiect. Virgil Boglea, încă o dată mulțumiri și scuze pentru că te-am ținut o oră aproape cu acest subiect. Ideea este, Virgil, ca să-l concluzionăm, justiția asta mi se pare aiurea, rău de tot, nu vreau să te superi, că tu ești faci parte din ea, dar eu aș da pedepse dure celor care merg pe sensibilizarea altor cetățeni că a murit mama, că mama e bolnavă, că tata, că sora, că soția, mai ales copilul, să lanseze asemenea minciuni pentru a cerși niște bani cu care tu să te îmbeți pe urmă sau să mergi la mare. Mi se pare o ticăloșie fără margini și eu cred că ar trebui pedepsită mai grav. Este o ticăloșie, doar că gândește-te că formele astea de înșelăciune, până la urmă, nu sunt într-atât de grave cum ar fi altele. Și aici variază în funcție de prejudiciu, cum îți spuneam, dacă prezintă niște acte în acest sens, dacă face alte demersuri, fraude sau mai știu eu ce. Asta este înșelăciunea tipică și nu cred, eu nu pot să fiu de acord că ar merita pedepse mai mari, pentru că până la urmă sunt multe alte fapte mai grave, iar aici, dacă e vorba de cuvântul unui necunoscut, în principiu lumea de astăzi trebuie să te învețe că nu poți să te încrezi. Da, și atunci, chiar dacă se antamează subiecte sensibile, fără să jignești persoana din fața ta, totuși este bine să-i ceri și dovezi în sensul ăla. Da, da, da. Cum copiii mei mă întreabă de ce nu-i dau un leu fetei care cere bani la intersecție și spun, fata aia are mai mulți bani decât mine, pentru că undeva în spatele ei sunt niște mafioți care îl trimit la înaintare și ei câștigă foarte mult mai mulți bani decât mine. Eu am asistat la o discuție la metrou, eram la Gazeta Sportului, veneam acasă cu ultimul metrou pe la 11:30 noaptea de la universitate. Am ajuns la Eroii Revoluției, urcam treptele și în spatele meu erau trei fete desculțe de etnie romă care urmau să meargă probabil prin Ferentari, unde eram eu foarte aproape. Și eu fugeam efectiv pe treptele alea ca să ajung să prind ultimul tramvai să merg acasă pe Giurgiul, unde stăteam pe vremea aia, la drumul Găzarului. Și fetele din spate se întrebau, băi, ce facem acum? Luăm un taxi, nu? Că nu ne ia cu... Erau 3-4 fete, nu ne ia pe toate, luăm două taxiuri, corect? Deci, și mi-a stat mintea, m-am uitat, erau desculțe, au cerșit toată ziua la metrou și aveau bani să se ducă acasă cu taxiul. Și eu am râtul de mine, lucram la gazetă, fugeam să prind tramvaiul, îți dai seama? Și atunci mi s-a prins beculețul, bă, sunt prost, despre ce e vorba, că eu dădeam mereu câte un leu, câte, cum erau banii pe vremea aia. Deci despre asta e vorba, cu tot regretul. Atenție, un lucru foarte important, Virgil. Da. Am primit un mesaj. Eu nu pot verifica dacă e adevărat, dar atenție mare, Virgil, ca președinte al asociației Salva Steaua. Acest coco spaniolul este acuzat de cineva acum pe chat, spune că păcălește lumea la stadion, că îi înscrie în asociația Salva Steaua și le cere bani. Zice, te rog, spune pe live, Alexandru Alin a fost păcălit cu înscriere în asociația Steaua cu 200 de lei. Aici deja, eu cred că cineva, dacă îl cunoaște, trebuie să-l strângă în ușă, cum se zice, să-l întrebe despre ce este vorba. Pentru că dacă el la stadion, acest coco spaniol, înșală oameni și le spune, băi, uite, sunt din partea asociației, vă înscriu în asociație, dați 200 de lei, atenție mare că deja ne privește pe mai mulți. E corect? Și zice că da, trimite și un video când recunoaște treaba asta pe TikTok. Ce recunoaște? Adică recunoaște că dă țepe? Îți trimis și video când Alexandru Alin recunoaște pe TikTok. Te rog, spune pe Alin
Te rog, spune pe Alin, Alexandru Alin a fost păcălit cu înscrierea în asociația sa, astea au 200 de lei. Acest băiat zice că ar fi fost păcălit de acest coco spaniol că îl înscrie în asociație și ar fi dat 200 de lei. O să dezbatem astea în următoarele emisiuni. Vă rog frumos să-mi trimiteți tot ceea ce aveți, pentru că noi încercăm să prezentăm adevărul. De 4 ani încercăm să prezentăm adevărul și în acest caz la fel o să încercăm să-l prezentăm adevărul. Că acum știi cum e, pot apărea fel de fel de variante, oamenii care au ceva cu el să inventeze lucruri contra lui sau poate chiar să fie adevărate. Până când nu le avem în realitate, eu mă opresc aici cu acest subiect, dar vă rog, pe pagina mea de Facebook, Gabi Safta, unde sunt în poză cu Gică Hagi și unde vedeți că postez zilnic, sau pe TikTok, Gabi Safta 123, la mesagerie, la chat acolo, o să vă rog mult de tot să-mi trimiteți toate dovezile care atestă faptul că acest coco spaniolul inclusiv vă păcălește că vă bagă în asociația Salva Steaua și vă ia banii. Ca să oprim acest subiect, aștept toate probele și le voi prezenta aici, pentru că este televiziunea mea, canalul meu, televiziunea voastră, echipa noastră și trebuie să prezentăm toate aceste lucruri. Bun, avem un subiect foarte, foarte frumos, foarte, un subiect grozav. Virgil, mai e un pic, vine procesul pentru Palmares și ce să vezi? În aceste momente apar informații în presă, tot mai multe, că există document care vă poate ajuta pe voi, cei care ajutați Steaua noastră, să câștigați totul înapoi. Un fost colonel armatei a spus, există un document, există, Talpan știe, un document care ar putea ajuta Steaua să câștige definitiv războiul cu CSA. Nu știu dacă ai văzut informațiile din presă, Virgil, o să te rog tuturor celor care urmăresc emisiunea să ne spui despre ce este vorba. Nu, Gabi, pe lângă că le-am văzut, am fost și promotorul acestor informații, pentru că m-a sunat pe mine domnul colonel și mi-a spus practic ceea ce știam, adică să solicităm înscrisuri din 98, când s-a făcut trecerea de la Clubul Sportiv al Armatei către Asociația Fotbal Club Steaua București. Aha, deci un fost colonel în armată te-a contactat pe tine, pe Virgil Boglea. E vorba de fostul colonel Dumitru Ulei Crișan și te-a sunat, da. Domnul Virgil, vedeți că există un document din 98 care vă poate ajuta, nu? Da. Păi nu, mi-a spus practic ceea ce am solicitat noi. Da. Acum, cu ce a venit nou domnul, într-adevăr, vizează împrejurări legate de tot procesul, tot procedeul prin care eu mă raportam și mă raportez în continuare la un act. Pentru că trebuie să fie o decizie în 98 prin care secția de fotbal a fost divizată de club și a fost cedată către Asociația Fotbal Club Steaua București, ca să-și continue activitatea, ca să-și continue tradițiile glorioase și așa mai departe. Prin urmare, domnul spunându-mi că el știe că în perioada respectivă trebuia să se facă niște procese verbale și că sunt mai multe acte despre care trebuia să ia cunoștință toată conducerea clubului, inclusiv organele din Ministerul Apărării care participau, eu l-am îndrumat, bineînțeles, cu ajutorul domnului Vrânceanu de la AM Sport să devoaleze aceste informații în public ca să se vadă că nu doar noi ca Asociația Salva Steaua, ci și oameni din cadrul Ministerului au informații din interior cu privire la acele aspecte din perioada respectivă și că uite, un colonel de armată spune că FCSB este practic Steaua. Mhm. Foarte tare. Acest domnul Lei susține că Talpan, juristul CSA, știe de existența actului, dar l-a declarat secret militar și nu l-a prezentat la niciun proces până acum. Bun. Nu e vorba de secret militar. Aici se face o confuzie cu liberul acces la informațiile de interes public. Noi am câștigat procesul ăsta cu informațiile de interes public. Prin urmare, o eventuală secretizare a unor documente ar fi trebuit să fie antamată pe fondul cauzei.
Dar domnul Talpan n-a spus că ar fi secrete militare sau că ar fi secrete de stat sau că ar fi, ne-ar trebui vreun certificat ORNIS sau așa mai departe. Nu, pur și simplu el se apăra spunând că, pe de o parte, el nu le consideră informații publice, pe de altă parte, că dacă ni le-ar da, noi le-am folosit în procesul cu Palmaresul. Asta a fost tot. Da, atunci când, deci Talpan chiar a fost sincer când a zis că nu poate prezenta acele documente pe care voi le-ați câștigat în instanță pentru prezentare, pentru că ar influența procesul. Chiar n-a mințit când a zis treaba asta și noi toți ne gândeam oare ce documente are el acolo de nu le prezintă pentru că ar pierde procesul. Nu se poate, Virgil, legal, nu se poate într-un mod excepțional pentru procesul acesta cu Palmaresul, poate chiar înainte, nu știu. Care procedura, domnilor, a apărut această informație. Vă rugăm, cercetați, verificați, știm că există acest proces care vă ajută și pe dumneavoastră, legiuitorii, să luați o decizie mai ușor. Da, noi am invocat asta în fața instanței de apel și intenționăm să invocăm și acum, pe data de 18. Pentru că atunci, la momentul respectiv, când am fost în faza apelului, doamnele judecători au spus că ele nu văd care ar fi relevanța să îi oblige să prezinte acele înscrise. Dacă ne-au spus, dacă ați câștigat procesul ăla, foarte bine, dar pe noi nu cred că ne interesează în cauza de față înscrisurile respective. Deși eu le-am atașat la momentul respectiv, că noi, de la Asociația Salvați Steaua, întâmpinarea domnului Talpan în care ne scrie negru pe alb că acele documente ar fi folositoare tocmai pentru noi în procesul cu Palmaresul. Acum, exact, sperăm acest ca instanța, da, te rog. Scuze. Ca instanța acum în rejudecare să reconsidere poziția fostului complet care a judecat apelul inițial și să accepte aceste împrejurări ca fiind de importanță covârșitoare în stabilirea, până la urmă, adevărului judiciar în cauză. Poate chiar o amânare până când nu se încheie procedural acel proces câștigat, și anume să prezinte documentele pe care de un an și ceva ar fi fost obligați prin decizie definitivă să le prezinte. Da, nu există. Amânarea se dă de pe o lună pe alta, în principiu. Sigur, în civil sunt termenele mai lungi. Nu știu dacă ar fi tocmai un motiv de amânare ăsta, dar ar fi un motiv pentru ca instanța să vadă că nu s-au administrat toate probele, mai ales că apelul este o cale devolutivă de atac, adică se răsfrânge asupra tuturor împrejurărilor cauzei, și să accepte că chiar de la una dintre părți, adică de la reclamantul inițial din prezenta cauză, s-a formulat această s-a formulat această depoziție potrivit cu care acele înscrisuri ar ajuta echipa din Liga 1 în procesul cu Palmares. Acum te întreb un lucru. Dacă voi prezentați și sigur veți prezenta în proces acel înscris în care colonelul, niciodată generalul, este la dosar din 2021. Așa spuneam, că noi l-am prezentat la dosar atunci când am solicitat atunci, în 2021. Știu, dar acum se rea procesul cu alți judecători. Păi da, dar e, dosarul e același, nu se iau actele din dosar. Da, am înțeles. Dar acolo în locuțiune sau cum se numește, în speech-ul pe care îl veți avea, trebuie neapărat forțat, bine, nu dau eu lecție acum că sunt nimeni în procedurile astea, dar mă gândesc că judecătorii, te întreb, ar putea lua o decizie favorabilă nouă pur și simplu prin acel înscris al colonelului, niciodată general Talpan, care spune că nu prezintă actele pentru că ar putea influența procesul pentru Palmares, proces pe care chiar jucătorii îl au în față? Bineînțeles, dar dacă ar lua în considerare acel înscris prin care dumnealui se exprimă astfel, le-ar fi foarte simplu să oblige CSA să le prezinte în fața lor acele documente și s-ar încheia toată treaba. De altfel, cum spuneam, dacă n-ai nimic de ascuns, dacă exact. Știi că dreptatea este la tine, de ce nu prezinți și închide-ne gura? Fă-ne să ne turnăm nisip în cap, fă-ne să dispărăm cu refuz, totul, nu știu. Virgil, acel refuz se poate întoarce ca un bumerang împotriva colonelului, niciodată general. Se poate întoarce ca un bumerang împotriva lor, acest refuz, cu explicații, adică explicit a spus,
nu vă prezint pentru că poate veți câștiga procesul pentru palmares. Adică mi se pare o demascare, mi se pare că se dă de gol, mi se pare că el ajută Steaua noastră să câștige procesul. Da, țin minte, acum o perioadă când a fost scandalul ăla cu domnul care ar fi sunat la poliție cu steagul, cu nu știu ce. Da, da, da. Și spunea Mustață că dacă băieții aduc orice băieți, dacă aduc dovezi cum că el ar fi dat declarații sau că da, ar fi avut vreo implicare sau așa mai departe, că pune steagul Peluzei Nord la dispoziția lor. Da? Adică că desfințează Peluza Nord. Eu îndrăznesc să spun în felul următor. Dacă ni se dau acele documente din partea Clubului Sportiv al Armatei și ar atesta că ceea ce am spus noi este nereal, eu pun la dispoziție Asociația Salvați Steaua. Corect. Adică, când dai adevărul, ești în stare de orice. Adică până într-acolo aș merge. Dom'le, dacă ne demonstrați prin acele documente că noi nu avem dreptate, Asociația Salvați Steaua se desfințează. Dar dacă nu, ce facem? Puneți-ne odată la dispoziție documentele alea. Ce e mare lucru? S-a cedat sau nu în 98 echipa? S-a făcut procesul de divizare în Clubul Sportiv al Armatei? Și secția de fotbal a fost divizată? S-a făcut. A votat CSA-ul prin generali trecerea către Păunescu? A votat general trecerea de la Păunescu la Becali? Toate lucrurile astea pe care noi le știm mai trebuie doar dovedite, iar ei, părerea mea că ei ne ajută pe noi, adică pe voi, să prezentați toate aceste dovezi. Ei, cu gesturile lor, pentru că știi cum e? Te-ai întâlnit probabil de foarte multe ori, chestiune psihologică, eu mă bazez pe semnele astea. Bă, cum ai zis tu, logic, bă, dacă nu vrei să le prezinți, înseamnă că ascunzi ceva. Înțelegi? Și ei, practic, prin acest comportament, se dau efectiv de gol. Se dau de gol că nu dețină adevărul. Da. Mi-ai oferit numărul de telefon. Acum e 9, e duminică. Mâine o să iau legătura cu domnul colonel Ulei și promit că o să facem o emisiune, nu mâine, pentru că mâine da, începe el școala. Da, ne urmărește, că tocmai ce mi-a scris. De-aia. A, acum urmărește emisiunea domnul Ulei? Da. Păi atunci o să-l sun și pe domnul Ulei. O să-l sun imediat cum încheiem dialogul cu tine, Virgil, pentru că asta e o lovitură să-l avem și noi pe domnul Ulei, pe care cei de la IM Sport, da, dacă am pronunțat bine, IM Sport, am zis-o intenționat pentru ca oamenii să intre, am și pus documentul, iamsport.ro, unde lucrează Victor Vrânceanu, care a fost la prosport.ro sau poate mai este, nu știu, nu urmăresc. Deci iamsport.ro e site-ul, documentul care ar trebui să ajute FCSB să câștige în fin de războiul cu CSA Steaua. Un fost colonel armată a dezvăluit. El există și Talpan știe. E vorba de domnul Dumitru Ulei Crișan, fost colonel armată a dezvăluit pentru IAM Sport că în arhivele CSA sau ale MAPN ar trebui să existe un document care să o ajute pe FCSB să câștige definitiv războiul cu Clubul Sportiv Armatei. Dacă domnul Dumitru Crișan Ulei are această disponibilitate, înainte de a-l suna aici, îl anunț că eu voi promova această poveste și la Radio Gold FM, pentru că noi trebuie să ne hrănim cu oameni de bine care vor să arate adevărul și care vor să doarmă liniștiți în pat noaptea. Dom'le, am spus adevărul și ajung niște oameni care au adevărul să ajungă la el. Și eu o să promovez pe toate rețelele, pe toate căile, pe toate radiourile. Poate o să-l prezint și lui Horia Ivanovici la fanatic.ro, la cea mai urmărită emisiune de sport, pentru că adevărul, Virgil, ții minte semnele, trebuie să, la un moment dat vine de undeva, vine sclipirea aia, vine adevărul de undeva. El trebuie să apară la un moment dat. Da, cu siguranță. Ai văzut? Te-a sunat domnul Lei. Hopa, stați puțin. Da? Deci, spuneam, pentru mine trebuie să apară la un moment dat. Eu știam lucrurile pe care le-am discutat cu domnia sa și cred că cu toții le știm, dar este foarte important că o persoană cu autoritate militară, este totuși un colonel al Armatei Române, care da, spune lucrurilor pe nume și care își poate asuma acest lucru. Pentru că pe mulți nu interesează, unii nu s-au preocupat de subiect, alții s-au scârbit și alții
au continuat în această rea credință. Domnilor, v-ați debarasat de Steaua ca de o cârpă în 98. N-ați mai vrut să o aveți în cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Echipa de fotbal ați dat-o. Să veniți după 15 ani sau 16 ani să spuneți, domne, am câștigat procesul de marcă, hai să ne înțelegem. Ce înseamnă hai să ne înțelegem? Să vii după 10 ani să spui, ne bucurăm că revine FC Steaua București SA în Ghencea, pentru că aici e locul fotbalului stelist, da? Ca după aia la alți ani distanță, de la momentele respective la care am făcut eu acum vorbire, să spui, nu, FCSB nu este Steaua. Păi da. Ce a fost? Toți anii ăștia ce a fost? Știi cum e asta? Exact ca și cazul de mai devreme prezentat de Înșelăciune. Da, nu știu dacă e... Da. Mă rog, da. Adică mă refeream la faptul de ticăloșie mai degrabă, nu de Înșelăciune. Adică cât de ticălos să fii când știi că, bă, a venit omul ăla, mă, m-a ajutat să supraviețuiesc, să țin fotbalul la Steaua, că altfel muream. Aveam datorii de 1 miliard, dacă nu dădea Babiuc prin Cristian Gațu lui Păunescu, nu mai aveam fotbal la Steaua. Ne-au ajutat oamenii ăia. Pe urmă l-au găsit pe fraierul de Gigi Becali, care a dat 8 milioane să facă tribuna acoperită prin Tehnorob. A dat 8 milioane de dolari la vremea aia. Pe urmă a preluat, pentru că noi am votat, noi eram fericiți. Cine? L-ați găsit pe Becali? A, are bani, da, bun, gata, ne-a salvat. După ce te salvează Becali, îți dă bani, îți face stadion, te duce în Champions League, te ține în Europa, te face mare, tu votezi prin toți generalii tăi. Pe urmă, pentru că ne-a mai ciugulit armata de la el bani, că s-a trezit și ai pus sume astronomice, cât toate cluburile la un loc pentru a juca acolo. Te-ai trezit tu că nu mai e bun Becali? Păi asta nu e ticăloșia cea mai mare, Virgil? Da, aici cred că sunt multe de discutat. Pe de o parte e ticăloșia prin care această pasiune a milioane de oameni a fost tranzacționată și s-a încercat, respectiv s-a și reușit dintr-o parte sau din alta, să facă un instrument de comerț ieftin din numele Steaua, din tema, din emblema echipei, din palmaresul acestei echipe și din tot ceea ce a însemnat Steaua la nivel est-european, ca fiind cel mai important ambasador, cred că, al sportului sau al fotbalului est-european, cu siguranță. Da. Din păcate, le-a reușit. Din nefericire pentru noi, nu avem ce face decât să sperăm că într-o bună zi niște judecători sau justiția română va pune lucrurile în ordine și vom avea tot ceea ce înseamnă sau tot ceea ce am avut odată, începând cu emblemă, cu nume, cu stadion, cu așa mai departe. Și că se vor Virgil, le vom avea pe toate datorită unor oameni ca tine, ca și toți ceilalți care lucrează alături de tine în acest demers, datorită lui Virgil Boglea. Eu sunt doar un pion, îmi fac datoria cum cred eu mai bine că o pot face și sper că într-o bună zi toate lucrurile, indiferent că sunt inconvenabile pentru noi care ne situăm de o parte, indiferent că sunt inconvenabile pentru ei care se situează de cealaltă parte, să fie aduse la lumină și să ne punem odată de acord că niciunul dintre noi până la urmă nu avem dreptate la momentul actual și că doar unindu-ne putem reconstrui ceea ce am fost odată. Exact, și spuneam, Virgil Boglea cu echipa lui, Virgil Boglea din această echipă lucrează pentru ca sigur la un moment dat Steaua să se numească din nou Steaua, să aibă palmaresul, să joace unde vrea ea, bine, deja joacă unde vrea ea, să aibă emblemă, să aibă palmares, să aibă nume, să aibă tot ceea ce i-au luat unii pentru că au vrut ei să ia și să-și arate mușchii
unii din armata română care ciugulesc în continuare bani din banii noștri, ai tuturor românilor, să țină o echipă, o secție de fotbal apărută în 2017, în 21 aprilie, pe banii noștri să joace degeaba. Toate lucrurile astea trebuiau să explodeze la un moment dat, trebuiau să apară, trebuiau să... De 4 ani de zile luptăm pentru adevăr și de ce spun că Virgil Boglea, de ce spun că tu, Virgil, pentru că ai apărut... Sunt oameni de toată isprava alături de tine, iar tu ești alături de oameni de toată isprava, oameni extraordinari din punct de vedere juridic. Dar tu ai fost cel care te-ai expus, care ai expus, tu ai fost voce, tu ai fost cel care a ieșit în media, ai prezentat în aceste emisiuni, în ProSport, în Fanatic, peste tot unde ai apărut și a contat foarte mult. Ai văzut oameni din Sud ce ți-au spus ție, ce mi-a zis mie, voi doi cu mustață ne-ați rupt. Ne-ați terminat, ne-ați închis gura, ați dezgropat adevărul. Din cauza voastră, cei de la CSA nu dorm noaptea. Adică de asta eu te apreciez și sunt convins că tu vei aduce steaua acolo unde a fost. Da, cuvinte mari, din păcate trebuie să luăm situațiile exact așa cum sunt și să vedem pas cu pas cum putem ajunge la un asemenea deznodământ. În scurt timp explodează bomba, am spus, datorită lui Virgil Boglea vom intra în legătură directă cu domnul colonel Ulei, domnul colonel Dumitru Crișan Ulei, aici în direct, pe Templul Sportului, canalul meu, televiziunea voastră, echipa noastră, fost colonel în armata română, de toată isprava căruia trebuie să îi facem plecăciuni, pentru că eu am stat de vorbă, vă spuneam, aici pe stradă cu un fost general, atenție, general, de fapt actual, general, în rezervă, din armata română. Mi-a povestit exact ce spune Virgil Boglea de 4 ani. Mă uitam la el cu gura căscată. L-am lăsat să povestească. Mi-a povestit acest general, un bun prieten de-a lui Valeriu Argăseală, merge în toate deplasările echipei și plătește singur banii pentru deplasări. Nu merge cu echipa, dar merge alături de ea. O singură deplasare a ratat, nu mai contează, nu mai știu care, la Aalborg, parcă în Danemarca. Și știe exact ce ne va spune Dumitru Lei Crișan. Sunt oameni. Numai că pe mine un pic m-a măcinat faptul că acest domn general, alături de care am băut un șpriț, nu vrea să iasă. Mă durea, mă întrista. Și zis, nu știți dumneavoastră tot. Ba da, le știu, dar are mare greutate să vină din partea unui general din armata română să le povestească, pentru că erați acolo. Ei bine, astă seară Dumitru Lei Crișan vine și spune. De aceea facem o plecăciune și mulțumim, pentru că știți cum e armata. Armata are rigorile ei. Armata are... De aia steaua a fost sus de tot, pentru că s-a comportat militărește. Și eu cred că un comportament militaresc, Virgil, te duce către performanță. Părerea mea. Adică numai așa în țara asta se poate face militărie. Și cu o paranteză scurtă, fără să te super că te mai țin mult, echipa națională. Nu poți să faci treabă cu echipa națională când George Puștea își face parte din categoria oamenilor care sunt mai needucați, mai inculți chiar decât Avi Popescu. Nu poți. El nu poate să dea mingea în poartă vreodată în viața lui. Când semnează pe 100.000 și a doua zi cumpără mașină de 160.000. În comparație cu ăla din Israel, care dacă semnează pe 1.000.000, a doua zi se duce la antrenament de parcă i-ar fi luat, nu i-ar fi dat 1.000.000. Să-l mai ia și pe al doilea. Aici se face diferența. Degeaba strigați demisia Edi Iordănescu. Edi Iordănescu are o mână de lucru, are niște caricaturi de jucători crescuți într-o societate bolnavă, infectă chiar, pe care noi trebuie să o schimbăm. Noi, generația asta, generația lui Virgil, generația celor mai tineri, trebuie să crească altfel. Când se duc la antrenament, să nu se gândească pe ce bani se duce, să o facă de plăcere, din pasiune, să moară pe teren. Da? Că degeaba schimbe antrenorul, că vine altul, vine Mourinho și tot pe George Puștea și-l bagă. Păi cine să bagi în atac? L-a băgat pe Alibec, a obosit, săracul a muncit mult, a dat gol. Coman a dat o pasă genială, a muncit, a făcut și poziția defensivă. Trebuia să-i schimbe. Păi cine? Bagă-l pe Puștea și pe cine să bagi? Că joacă ăla prin B pe acolo, prin Italia. Mă rog. Deci, da. Dacă stai de vorbă cu el, Tavi Popescu-i dă clasă. Ca să, da? Reper. Înțelegeți? N-are cum să o bage în poartă George Pușcaș. Da? Despre asta e vorba în societatea asta a noastră. M-am enervat și pe echipa națională, care e formată din, dacă am avea 10 Stanciu și vreo 5 Ianis Hagi și vreo 4 Florinel Coman, am putea rezolva ceva. Da? Dar cu George Pușcaș, cum să joci cu George Pușcaș fotbal? N-ai ce să joci cu George Pușcaș fotbal. Ăla își face, zici că era Ileana Cosânzeana, vorba lui Cornel Dinu, cu părul ăla. În vânt. Da. O să luăm legătura, Virgil.
O să luăm legătura cu domnul Dumitru Ulei, da? Și îți mulțumesc mult, mult de tot. Dumitru Ulei Crișan este domnul cu care vom sta de vorbă imediat, datorită ție, și abia aștept să-l auzim. Sigur, Gabi, și eu vă mulțumesc și probabil că săptămâna asta prealabilă procesului o să, cu amabilitatea și disponibilitatea pe care dintotdeauna l-ai manifestat, o să mai comunicăm aspecte relevante privitoare la procesul de lunea viitoare. Păi Virgil, am stabilit joi la ora 19 Radio Gold FM să se audă în tot Bucureștiul. Dacă accepți împreună cu Dumitru Ulei Crișan, joi la ora 19 facem emisiune pe Radio Gold FM. În principiu da. Să lovim, dar adică înainte de, e ultima emisiune înainte de luni. Trebuie să-mi verific întâi calendarul și să vedem să nu fiu... Nu e joi, face miercuri. Nu e joi, face miercuri. Adică de ce nu? Nu e joi, e miercuri. În funcție de tine, atenție, vorbesc cu canotajul. Canotaj care a luat medalii de aur la mondiale și cu voleu care joacă sfert de finală. Prefer însă să vorbesc cu tine și cu domnul colonel înaintea voleului și canotajului, pentru că e vorba de milioane de suporteri implicați în această poveste. Da, cu siguranță vom face. Super, excelent. Mulțumesc, Virgil Boglea. Iau legătura acum cu domnul Dumitru Ulei Crișan. O seară bună tuturor. O seară bună, îți mulțumesc mult. A fost în legătură directă avocatul în care ne pune mari speranțe, pentru că este stelist și îl simte altfel. Vă rog mult de tot să distribuiți această emisiune acum. Aștept în câteva secunde toți cei de pe Facebook. Cât sunt pe Facebook? Ia să vedem. 45 de oameni sunt pe Facebook. Vă rog toți să distribuiți. Apăsați distribuire. Cei de pe YouTube, dați like în acest moment. Distribuiți emisiunea peste tot. Dați link-ul, dați tot. Pentru că acum explodează bomba. Un colonel din Armata Română, în direct pe acest canal de YouTube, domnul Dumitru Ulei Crișan, va intra în legătură directă și va povesti ce s-a întâmplat. De ce echipa lui Becali e Steaua? De ce Florin Talpan ascunde documente pe care le-a trimis la secret numai dintr-un singur motiv? Să câștige procesul contra Stelei. Noi suntem Steaua. Noi știm de 4 ani. Vine însă un colonel din Armata Română și spune adevărul aici, în această emisiune. Aștept până fac legătura, vă rog, distribuiți pe Facebook să vadă cât mai multă lume, dați like la această emisiune pentru a fi vizibilă ulterior, pentru a fi transmisă către toate persoanele care sunt pe YouTube, să fie, cum se spune, promovată. Dați like acum, aștept să faceți asta și ne întoarcem cu domnul Dumitru Ulei Crișan cu aceste informații extrem, extrem de importante pentru noi toți, pentru că va veni și va spune adevărul. Da, dragi prieteni, îl salut cu un deosebit respect pe domnul colonel Dumitru Ulei Crișan. Bună seara, domnule colonel! Bună seara! Vă mulțumim! Hai Steaua! Hai Steaua! Hai Steaua, că Steaua e una singură, corect? Da. Eu spun așa, echipa vremelnic denumită FCSB este mai mult decât Steaua, este chiar Steaua istorică. Exact. Asta este Steaua istorică, pentru că e una singură. Și domnul colonel, fac o plecăciune în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc în numele a milioane de steliști care cu siguranță vor ajunge la această discuție pe care o purtăm acum prin diferite rețele de socializare. Emisiunea noastră e decupată, urmărită de foarte mulți. Fac o plecăciune pentru că un colonel Armata Română vine și spune adevărul. Ce va determina pe dumneavoastră, domnule colonel, să-l sunați pe Virgil Boglea? Ce vă măcina în interiorul dumneavoastră? Ce era în sufletul dumneavoastră de ați făcut acest gest să vă duceți spre adevăr, să ne-l prezentați tuturor? Am avut serioase controverse cu niște preopinenți pe rețelele de socializare și totul a pornit de la statutul AFC, care
este prezentat pe internet și care eu știu că este datat de 1998 și în subsolul paginii, primei pagini, apare ordonanța numărul 26 din 2000. Și preopinenții mei mi-au spus că acela ar fi fals. Și l-am sunat pe domnul Boglea să vedem, pentru că ăsta, convingerea mea a fost că acel statut a fost refăcut în timp din cauza faptului că, sau datorită faptului că legislația s-a schimbat, au mai fost schimbări în Consiliul de Administrație, deci schimbările astea trebuiau să fie materializate. Uh-huh. După care am discutat cu domnul Boglea despre aceste documente care fac obiectul executării silite. Și dinspre mine, de la mine, a plecat ideea nu neapărat a conținutului, pentru că acel conținut nu cred că îl stăpânește cineva din afara Ministerului Apărării la momentul actual. Este vorba de o chestie procedurală. Adică dacă echipa și respectiv Asociația Fotbal Club Steaua s-a creat, e clar că această asociație nu se putea crea fără ca Ministerul Apărării să fie de acord. Absolut. Și respectiv, să preia ceva. Dacă, corect. Da, dar respectiv, înainte de chestia asta, de înființarea APC Steaua, la minister, în mod sigur, s-a desfășurat o ședință operativă, să-i spunem cumva, în care s-au pus la punct toate detaliile legate de cedarea secției de fotbal către ASC Steaua. Deci, absolut, la toate ședințele la care eu am participat, în cei 30 de ani cât am activat, eu sunt la ora actuală, sunt colonel în rezervă, se întocmește un act care să, un proces verbal de ședință sau o minută în care se spune care este ordinea de zi și ce hotărâri s-au luat. Deci documentul ăsta, în mod sigur, a existat la momentul aprilie 1998. De, ăsta este documentul care la ora actuală nu se cunoaște. Și acolo eu sunt convins că s-a pus la cale, punct cu punct, tot traseul divizării secției de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua către Asociația Fotbal Club Steaua București. Domnul colonel, mie mi se pare, nu știu ce termen să folosesc, odios, mizerabil, mi se pare revoltător ca oameni din armata română de acum să ascundă o logică atât de simplă. Ați spus un lucru mare și eu nu înțeleg cum oamenii nu se duc către acest lucru pe care l-ați spus dumneavoastră acum într-o propoziție. În momentul când înființezi AFC Steaua, Viorel Păunescu înființează AFC și sub AFC joacă fotbal în numele Stelei, înseamnă că omul ăsta nu de nebun a luat, el a făcut AFC Viorel Păunescu de la Lido și Intercontinental, a făcut o echipă și a numit-o el Steaua și n-a zis nimeni nimic. Dacă pot să intervin, sigur. Viorel Păunescu nu a făcut AFC Steaua, ci AFC Steaua l-a atras pe Viorel Păunescu în funcția de președinte, pornind de la relațiile pe care domnul Păunescu le avea cu Cristian Gasu. Asta sunt niște lucruri pe care l-am auzit la Cristian Gasu când a dat un interviu. De la noi l-a dat interviu, la mine la Radio God FM. Viorel Păunescu a și spus că el nu a luat Steaua direct de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, ci prin intermediul Asociației Fotbal Club. Da, s-a înființat această asociație care să salveze la acel moment secția de fotbal. Mai mult decât atât, chiar la Clubul Steaua, după cum a spus domnul Cristian Gasu, s-a elaborat statutul AFC. Da. Și dacă s-a întâmplat treaba asta. Asta nu s-a putut întâmpla decât absolut sigur cu aprobarea Ministerului Apărării Naționale. Ce logic, ce simplu. Asta trebuie să se găsească oglindită într-un document. Acum, în discuția pe care am avut-o cu domnul Boglea, eu l-am întrebat așa, domnul Boglea, știți cum trebuie să căutați documentul? Și atunci eu am spus de chestia asta cu arhiva, care ori la arhiva Ministerului Apărării, ori și la Steaua și la Ministerul Apărării, sau numai la Steaua, sau numai la Ministerul Apărării, acest document
ar fi trebuit să existe. Acum, el este posibil ca între timp, dat fiind faptul că au trecut de atunci peste 20 de ani, să se fi și distrus. Dar mai este un aspect care poate fi, cum poate fi găsit documentul. Ministerul Apărării în fiecare an își face un raport de activitate. Așa cum, de exemplu, în 2017, în 21 aprilie, în monitor oficial 533, apare raportul de activitate pe 2016, în care apare înființarea echipei de la nivel senior. Sunt convins că există așa ceva și în 1998 și într-un monitor oficial din 1999 ar trebui să se găsească el, raportul ăsta de activitate. Foarte logic ceea ce spuneți. Mi se pare... S-ar putea ca să fie o cale mai scurtă de rezolvarea problemei. Da, eu subliniez și vreau să îmi permită să fac asta pentru toți cei care urmăresc, pentru a traduce un pic, pentru a fi pe limba tuturor. Domnul colonel Dumitru Lei Crișan spune că s-a înființat AFC-ul și nu putea AFC-ul fără aprobarea, Clubului Sportiv al Armatei, fără aprobarea Ministerului, să preia AFC-ul secția de fotbal. Acolo s-a întâmplat un accept, un proces verbal de predare. S-a făcut un document. Un act în care, sunt, eu cel puțin cât am lucrat, în felul ăsta se făcea treaba. Dacă existau niște sarcini care trebuiau îndeplinite, exista un document în care erau arătate sarcinile, cine trebuie să le execute, cine trebuie să controleze și termine. Exact. Și sunt convins că așa ar arăta acel document. E o întrebare. Mai este un mic detaliu, dacă pot să-l relev. Atunci au fost trei elemente fundamentale pentru ca să se divizeze secția de fotbal. Acea circulare de la UEFA și presiunile pe care le-a făcut Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă, pe de-o parte, situația care devenise destul de trăvezie din punct de vedere financiar, dar mai este una. Este vorba de Ordonanța 7 din 1998, care urmărea, pentru admiterea în NATO, reduceri de efective și trebuia ca acest lucru să se întâmple și la Steaua. Deci, eu sunt convins că pentru... asta poate să fie chiar și o speculație, dar pentru mine, în raționamentul meu, în logica mea, cred că este un factor decisiv care a determinat desprinderea secției de fotbal. Da, mai ales... Secția de fotbal avea foarte mulți membri, foarte mulți fotbaliști, plus ce este pe în jurul echipei. Da. Odată ce s-a scăpat de ei, după aceea, deci ordonanța 7 s-a aplicat și celelalte secții au putut să rămână neatinse. Așa, cam asta, cred că au fost trei factori și, după părerea mea, nu se putea aborda alte cale decât asta cu AFC-ul, pentru că dacă se umbla pe calea largă, cu licitații, cu hai să vindem, să cumpărăm, să asta, nu se termina niciodată și până în toamnă echipa Steaua dispărea. Exact. De aceea domnul Gațu mi-a zis că la mine în emisiune pe Radio Gold FM a dat acele declarații pe care toată lumea le pomenește. De aceea domnul Babiuc de 2-3 ori a dat ordin: Cristian, ai rezolvat cu secția? Să trăiți, permite să raportez, încă nu. Te rog frumos să rezolvi odată situația, că ne îngroapă în datorii. Era datoria de un miliard, erau cheltuieli, un miliard cât tot clubul la un loc. Dar aia și fost solicitată celeritate din partea justiției pentru rezolvarea juridică a fenomenului. Da. Cineva spune foarte corect: cum a putut merge un colonel precum domnul Talpan în instanță fără acest act principal? Dar eu i-am scris domnului Talpan pe un mesaj și am scris în care mi-am exprimat durerea castelist de 55 de ani, care vorba a mâncat, cum s-a zice, Steaua pe pâine. Steaua pentru mine, clubul și stadionul au fost ca a doua casă. Eu am absolvit Academia Militară Tehnică în perioada 81-86, tot ce a fost în Cupa Campionilor din 85-86, am văzut pe stadion. De puțin n-am fost la Sevilla.
Am fost coleg de facultate cu foarte mulți din echipa Steaua de atunci. Cu Tudor Stoica, cu Iordache, cu Bărbulescu, cu Ducadam, cu Balint. Cu Balint chiar am jucat fotbal în curtea Academiei. Da. Și mi-am exprimat durerea pentru că față de războiul ăsta fratricid. Și cota din ce în ce mai scăzută pe care o are armata și din cauza asta. Și atunci am sugerat, domnule colonel, dați în faptul că dumneavoastră considerați că aveți dreptate și preopinenții doresc să vadă documentele respective, atunci eu cred că ar fi în beneficiu dumneavoastră să le publicați. Ce să le scoate și așa fel încât ele să fie văzute și atunci dacă dumneavoastră aveți dreptate, foarte bine, aveți dreptate, le scoate în pălăria și gata. Dar ele trebuie să fie văzute pentru că, după părerea mea, acel document este vital. Ce v-a zis, domnul Talpan? Eu sunt convins că așa, acolo este începutul divizării clubului, respectiv a secției de fotbal. Exact ce spune noi de 4 ani. Ce v-a răspuns domnul Talpan? Nu mi-a răspuns nimic. Aha. Da, e o dezamăgire dinspre partea mea. Mai ales că suntem cei galindrați. Exact, asta vreau să spun eu, de la colonel la colonel a fost mesajul. Bine, de la colonel, bine, dacă îmi dați permiteți o glumă, de la colonel la viitor general, poate de aceea nu v-a răspuns. Ah, da, se poate, da, da. Cineva îmi trimite o informație, nu putea intra în NATO cu cheltuieli cu echipă de fotbal. N-aveai cum să faci intrarea în NATO dacă avea acele cheltuieli, acele fonduri către o echipă de fotbal. Acum vă mai dau un mic detaliu care s-a întâmplat la vremea respectivă, în 99. Da. În 99, în armată, în 2000, de la 1 ianuarie 2000, în armată s-a trecut la contabilitatea cu partidă dublă, adică cantitativ valorică. Exact și pentru chestia asta, pentru că cei de la NATO au solicitat valoarea patrimoniului armatei, care nu se putea face decât prin o contabilitate de genul ăsta și eu care la vremea respectivă eram locțitor tehnic la o unitate, o mare unitate, eu am făcut evaluările respective. Deci da, zice bine domnul. Da. O întrebare care îmi vine acum brusc. Domnule colonel Dumitru Lei Crișan, Gigi Becali a salvat Steaua? Sau a furat-o? După părerea mea, da. Fără echivoc, da. Da, pentru că a fost acuzat, el a fost acuzat că a furat Steaua. Bine, ulterior în instanță s-a și demonstrat, nu s-a dat începere României penale, pentru că nu a furat Steaua. Trebuie să pornim de la informația inițială că nu sunt unul dintre cei care îl agrează în mod deosebit pe Becali. Da. Dar este vorba de adevăr, adevărul trebuie spus în orice condiții. Mai am o întrebare abruptă. Da. De ce credeți dumneavoastră, domnule colonel, că legendele Stelei nu spun ceea ce ziceți dumneavoastră? De ce sunt contra noastră? De ce sunt contra lui Becali? Ați vorbit cu aceste legende ale Stelei? Eu mai știu niște lucruri de acum, vina este pentru că nu există pe fața pământului o persoană care să aibă numai calități sau numai defecte. Vina este și de o parte și de alta. Trebuie să spun că și Gigi Becali s-a purtat destul de urât cu ele, dar eu mi-aduc aminte și când a fost meciul cu Betis Sevilla, când am câștigat cu 3-0 acolo, când i-a deplasat pe toți la Ramon Sanchez Pizjuan, a fost excursia organizată de Gigi cu toți și toți din Steaua 86. În ceea ce privește pe Tudorel Stoica, adică nu numai pe Tudorel Stoica, toți cei care sunt de partea cealaltă, sunt, după părerea mea, din considerente subiective. Tudorel Stoica pentru faptul că Gigi Becali nu l-a primit pe Alin. Și Pițurcă pentru felul în care s-a despărțit de Steaua, de echipa, de Gigi. Mm-hmm. Cam asta. Aha. Este... Da. Probabil Gabi Balin pentru cum s-a comportat cu prietenul lui Hagi, cine știe, la fiecare poate există o legătură, un motiv, să zicem. Sigur că da, dar eu am o vorbă.
dacă nu-ți place ambalajul, nu arunci și ciocolata. Corect, absolut. Ambalajul ăla, Gigi Becali, astăzi poate să fie și mâine, se poate schimba. Absolut. Vreau să vă mai întreb un lucru. Bine, cei de la CSA, săracii frații noștri, pe care îi consider frații noștri, alături de care mergeam în galerie în toate deplasările și au făcut o atmosferă senzațională în templul fotbal românesc. Frații noștri și ei s-au înșelat, pentru că ei au zis că au plecat de la ciobanul Hagi. Vă rog să-mi permiteți și îmi cer scuze să folosesc acest, pentru că ei au zis-o. Și au dat de alții care iată că îi țin în divizia B și își bat joc de ei de 3 ani de zile. Îi tot plimbă cu zahărelul că vom promova. Dar ei de fapt nici nu vor să promoveze, păi că acolo... Nu se poate, pentru că trebuie să se repete episodul 98. Exact, trebuie să găsească un alt Gigi Becali. Da, iar pentru faptul că, de exemplu, au evaluat așa numitul prejudiciu la 37 de milioane, cel care trebuie să vină, care vrea, ar vrea să vină, banii ar trebui să-i pună jos. Da. Mai mult decât atât, l-am auzit pe Lăcătuș, care a spus că de fapt ar fi cam 100 de milioane de, după socotările lor, cu care ar trebui să vină un investitor. Nu știu cine va... Nu o să vină nimeni. Va înhăma la așa ceva. Îmi cer scuze, cred că am zis mai devreme ciobanul de Hagi din greșeală. Mă gândeam la Gică Hagi, nu, mă refeream la Gigi Becali. Nu, asta este o chestie care, acum întreb eu o chestie dacă se poate. Vă rog. Cred că odată ce o secție a unui club sportiv s-a divizat, adică a plecat, logica mea spune că nu mai poți înființa alta. Absolut. Cu același profil. Exact. Bine, domnul Talpan a încercat prin toate mijloacele, și la Ligă, și la Federație, și la UEFA, și la FIFA. A primit răspuns negativ de fiecare dată. Nu se întreabă lumea de ce. Poate că cei de la Federație, Ligă, FIFA, UEFA au niște documente care atestă faptul, prin acel statut, că există continuitatea secției de fotbal preluată de APC ulterior de FC Becali. Sigur că da. Și mai este un lucru care nu știu de ce nu l-au invocat avocații lui Gigi Becali la procesul cu Marca. Dat fiind faptul că după apariția ordonanței 26 din 2000 cu activitatea fundațiilor și asociațiilor, acolo se prevede că asociațiile nu pot să fie afiliate la ministere, la așa, și de aia Asociația Fotbal Club Steaua din acel moment a ajuns pe picioarele ei, a ajuns independentă. Protocolul M21 din 7 martie 99 era funcțional. Deci și articolul 10, care spunea că marca este cea înregistrată la OSIM și îi conferă Asociației Fotbal Club Steaua dreptul asupra mărcii și acel drept este și protejat. În momentul în care s-a înființat FCSB la 31 ianuarie 2003, s-a transferat inclusiv punctul 10. Deci atunci echipa lui Gigi avea marcă. Exact. Și după aia a fost ordonanța 128, care a desfințat ordonanța 66, și a apărut ordonanța 373. Dacă îmi permiteți, încă 3 întrebări, scurt. 1. Mi-ați răspuns, dar vreau să vă mai aud o dată, spunând din suflet, de ce faceți asta, domnule colonel? Pentru că, v-am spus, pentru mine Steaua a fost a doua casă, este extrem de importantă pentru mine. Am, acum așa ca și o chestie de picanterie, da, vă rog. Am brodat pe emblema stelei, am făcut goblen cu ea, am, hainele mele sunt în general roșu-albastre, umblu cu emblema stelei de fiecare dată când pot, este pentru mine totul. Poate nu folosesc vorbe mari să spun că este a doua religie, și mai sunt două aspecte. Acest război trebuie să se termine cu aflarea adevărului, și mai este un aspect care mă doare, faptul că din cauza și pe fondul prestației pe care o are, îmi pare rău că trebuie să o spun, domnul colonel Talpan, am pierdut ca și instituție, am pierdut foarte mult din capitalul de simpatie. Absolut. Și chiar vreau să vă întreb, sunteți colonel în Armata Română,
Cum este permis un asemenea comportament și îmi cer scuze că fac această discuție și domnul Talpan nu se poate apăra, dar tuturor îi se pare ireal faptul că domnului Talpan îi se permite un asemenea comportament în armata română, domnule colonel? Aici nu pot să dau un răspuns. Doar atât aș putea să spun că activând la un club sportiv și chiar dacă este un club sportiv militar, atmosfera este mai laxă, pentru că și eu am fost de foarte multe ori în clubul Steaua și n-am sesizat nicio atmosferă ca zonă sau ceva de genul ăsta, probabil că așa ceva se mai permite. Am înțeles. Ce făceați în acea perioadă, explicați-le ascultătorul, ce făceați în acea perioadă 98 aprilie 98 când echipa, secția de fotbal a Clubului Sportiv Armatei a fost transferată către AFC? În 98 eram, după cum am spus, locțitor tehnic la un regiment de artilerie antierană de la Sibiu și eram la curs post-universitar la Academia Tehnică. Uh-huh. Am înțeles. În perioada 97 octombrie, martie 98. Și, în permanență am fost aproape de... Am plecat de aici, eu locuiesc la Turda. Și de la Turda am plecat de foarte multe ori la meciuri. Am văzut meciul cu Spartak Moscova, cu MTK Budapesta de aici. Am plecat, cel cu IFK Göteborg. Deci am o colecție de tot ce înseamnă bilet, fotografie, fanion, program, sunt puse cu drapel, cu tricouri. Am tricou primit de la Belodedici, cu care mă mândresc, cu autografe, cu asta. Toate aceste obiecte rare de colecție mondială le aveți în biserica dumneavoastră, din casă, bănuiesc, Biserica Steaua. Da. Ce frumos, impresionant ceea ce ne spuneți. Vreau să vă mai întreb un lucru. Dumneavoastră vorbiți niște lucruri atât de logice. Nu vă puneți întrebarea de ce ele nu au fost prezentate logic atât de simplu atâția ani de zile, cum le spuneți dumneavoastră acum, și anume, fraților, trebuie să existe un document, mergeți pe acel document, pe acel raport al monitorului, pe acel document care a făcut posibilă trecerea către AFC, acel document spune tot. De ce nu se întâmplă lucruri logice în acest război chiar? Acum, să nu fiu interpretat că folosesc cuvinte mari, dar pe mine mă interesează la capitolul ăsta adevărul. Sesizez din partea cealaltă că există interese. Interesul meu este așa cum... dacă se poate să fac o mică paranteză, insistențele pe care le manifestă cei de la CSA, ei trebuie să fie ajutați să intre, să promoveze în Liga 1. Sugărnicia asta, cerșala asta nu este pentru armată. Armata este o instituție demnă care are onoare și trebuie să intre pe puteri proprii, respectând până la sânge ultima liniuță din regulament. Nu trebuie să ajute nimeni Steaua, echipa de la CSA, să promoveze în divizia. Ea trebuie să intre pe meritul ei și nu numai pe meritul sportiv. Asta înseamnă armata română, corect? Aveți dreptate. Da, trebuie să fie. De-aia Steaua a luat Cupa Campionilor, pentru că se comporta exact ca la carte, militărește. Și o altă chichiță, să spunem așa, dar foarte importantă pentru mine. Sunt unul dintre cei care, în săptămâna de după ce Steaua a câștigat Cupa Campionilor, a ridicat și el deasupra capului Cupa Campionilor și atunci am transferat instantaneu. Și am băut și eu șampanie cu cupa mică. Deci în prima săptămână de după ce Steaua a câștigat Cupa Campionilor a fost umplută de 20 de ori cu șampanie. 400 de litri de șampanie s-au băut din ea. 400 de litri șampanie în cupa aceea miniatură sau în cea mare care a rămas un an de zile? Cupa mare era folosită drept sticlă și cupa mică drept pahar. Ce poveste! Deci, atenție, cupa mare, cea reală, care se transmitea de la un club la altul, până când îl lua cineva de trei ori, cupa mare era sticlă și miniatura, cupa mică rămasă ulterior la club, cea care era la Neacoco Cacovean în birou la un moment dat, era paharul. Da. Incredibil. Da. Senzațional. Da. Deci, eu am niște amintiri
O altă amintire este că la meciul cu FC Bihor, de după ce Steaua câștiga Cupa Campionilor, când meciul a fost întrerupt din cauza ploii, și în paralel, când am bătut noi cu 5-0 și în paralel la Dinamo, Dinamo Sport a fost 0-5, eu am intrat la vestiar să mă usuc pentru că mă ploase și am stat o jumătate de oră cu Tucadam în vestiar. Mi-am pus și eu mănușile lui, eu am fost portar la fotbal, mănușile pe care a apărat la Sevilla. Le-am pus și eu în mână. Și cu Tucadam încă în legătura ne mai transmite mesaje de la sărbători, la ziua lui, la... Frumos. Deci dumneavoastră ați pus mâini înainte să-și vândă dumnealui adevăratele mănuși de la Sevilla, da, cu care a apărat de 4 ori. Este vorba de luna mai 86. Și țin minte că a venit atunci un ofițer de intendență care se numea Iliescu, cu un fanion de al Universității Craiova și a cerut un autograf. Și s-a ținut cu mâna de sub mâna dreaptă, cu mâna stângă de sub mâna dreaptă, ca să domnul, nu te supăra, nu pot să scriu, mă doare de nu mai pot. Deci era vorba de ce i s-a întâmplat mai târziu pentru care a suportat operația. Da, da. Dar înțeleg că nici pomeneală de a fi împușcat de Nicu Ceaușescu. Nu, nu, nu. Aia a fost o legendă. Nu, nu, nu. Adică dacă Nicușor ar fi vrut o mașină mai supărată, își putea lua el fără probleme. Ce îmi place că aveți o logică atât de logică, dacă pot să zic așa, corect, dacă Nicu Ceaușescu ar fi vrut o mașină sau ar fi vrut trei aro la un loc, le avea pe toate. Da, mergea în coloană cu ele, nu trebuia să ia mașina lui Ducadam. Na, da. Corect. Multe răutăți s-au zis în acea vreme. Este domnul Valentin și... Îl cunoașteți, sunt convins că îl cunoașteți personal dacă erați acolo. Îmi pare nespus de rău că domnul Valentin Ceaușescu nu dorește să apară în public să vorbească. Da, eu încă am dau seama de ce. S-a cam săturat de lucrurile pe care le-a pățit. Ați mai avut vreun dialog vreodată în ultima perioadă cu domnul Valentin Ceaușescu? Referitor, nu am discutat niciodată cu domnul Valentin Ceaușescu, o singură dată ne-am văzut. Adică de două ori. O dată l-am văzut la stadion, o dată l-am văzut când am făcut cu facultatea vizită la Institutul de Fizică Atomică, unde era, unde lucra. N-am avut ocazia. Unde oamenii le spun celor tineri, imediat după Revoluție, când s-a pus problema ca Valentin Ceaușescu să fie înlăturat, oamenii au făcut demonstrație pentru ca Valentin Ceaușescu să rămână în funcție pentru că era pe merit acolo șef. Da. Da. Dacă pot să spun o chestie foarte scurtă, sigur, despre domnul Valentin Ceaușescu, pentru că el a fost acuzat că a intervenit în fotbal și el a intervenit în fotbal de două ori, dar odată când numai Dinamo avea voie să-și ducă autocarul la avion când venea din străinătate să oporească vama, atunci a mers la ministrul de interne și l-a întrebat de ce numai Dinamo se poate să facă treaba asta. Atunci s-au dus toate. Deci să știe și cei de la Craiova, să știe și cei de la Covin și fotos de ce și ei au putut să dribleze vama datorită lui Valentin. Deci până la intervenția domnului Valentin Ceaușescu, și eu îi spun numai domnul Valentin Ceaușescu, pentru că domn. Așa e corect, îmi cer scuze că... Nu, eu vreau să spun așa, dumneavoastră, chiar i-ați spus dumneavoastră, domnul Valentin Ceaușescu, datorită domnului Valentin Ceaușescu și alții care chiar meritau asta, mergeau cu autocarul direct până la avion și de la avion direct la autocar să treacă de controlul vamal, toți cei care prin asta, să zicem, câștigau și ei ceva în plus, printr-un video, prin blugi sau ce era pe vremea aia, își aduceau din străinătate. Este aici în Turda unde locuiesc eu, pe vremea aceea, eu locuiesc aici din 86. Primul video care a fost adus și s-a vândut în Turda a fost adus de Revni. Ne-au spus cei care l-au cumpărat la vremea aceea, de mult. Dumneavoastră ați avut inspirația să faceți poze cu acele mănuși de la Sevilla? Nu, atunci în 86 nici aparat fotografii n-aveam, telefon nici nu aveam. Deci, e vorba de luna mai 1986. Da. A fi fost, într-adevăr, ceva deosebit. Deci, mai 86, adică imediat. După ce s-a câștigat Cupa Campionilor, a fost un meci în campionat în Steaua FC Bihor 5-0 și a fost întrerupt 10 minute pentru că a plouat. Da.
Sunteți o enciclopedie și, cu permisiunea noastră, pot să anunț că e o primă intervenție pe care o aveți la noi pe canalul de YouTube. Noi suntem onorați. Mi-a zis Virgil Boglea că urmăreați emisiunea. De ce urmăreați emisiunea? Adică ce v-a adus la noi pe canalul de YouTube? Pentru că vorbește despre adevăr. Despre ce apreciez eu cel mai mult în materie de sport și nu numai. Pentru că eu le mai spun celor care, acum cum spun, mă mai contrazic pe rețelele de socializare cu unii și cu alții, că spun ei că FCSB nu este steaua. Și zic, nu, FCSB nu este numai steaua. FCSB este steaua istorică. Frumos. Le-am spus că sunt unii care sunt mai reticenți. Și am spus, povestea asta este ca și cum am avea de-a face cu un tren, care este clubul Steaua, și linia ferată este axa timpului. Stația de plecare este 1947, trenul are vagoane pentru fiecare secție. În 1998, într-o stație, un vagon a fost luat și dus pe altă linie și preluat de altă locomotivă, adică ATC Steaua București, și a plecat cu toată vestea lui. Deci palmaresul, care este istoria acestei echipe, nu poate să fie separat de această echipă. Chiar dacă el până în 98 aparține și clubului, pentru că echipa era componentă a clubului. E, și mergând mai departe echipa aceasta, vagonul acesta, după un timp, a fost preluat de altă locomotivă care se cheamă FCSB. Trenul a mers în continuare. Pentru o anumită stație a primit un alt vagon, dar vagonul ăla e gol. În 2016. Da. Vagonul ăla e gol. N-are legătură cu ce s-a întâmplat până în 1998. Iar în perioada 98-2016, în trenul acela nu a existat vagon care să se numească fotbal. Da, de altfel i-au anunțat în raportul de activitate pe care, la care făceați vorbire, în 21 aprilie 2017 au anunțat înființarea secției, nu reînființarea. Peste. Este vorba de monitor oficial 533 din 21 aprilie 2017, partea a treia, pagina 8, undeva în dreapta jos. Da, dumneavoastră a spus din memorie, nu l-aveți în fața acum. Da, eu sunt în fața calculatorului și îl am și într-un fișier. Am un fișier cu toate chestiile astea. Nu, dar vreau să spun, acum detaliile le-ați spus pentru că le-ați memorat, le aveți în sufletul dumneavoastră din cauza faptului că vă râcâie faptul că adevărul, din păcate, încă e ascuns. Încă e ascuns, da. Mai este o anchetă care a fost făcută de Adriana Oprea Popescu în ceea ce privește marca. Așa de frumos este demonstrat de ce marca trebuie să fie la Becali. Da. Aha, interesant. Despre... Vreau să vă spun câteva mesaje. Respect maxim, domnule colonel Crișan, zice Costi Nico. Mai spune cineva, respect. Altcineva, bună seara, domnule colonel. Florin Bogzianu zice, domnul Dumitru Ulei Crișan, un adevărat colonel al armatei române, câtă diferență între logica dumniei sale față de logica altui colonel. Validinu, respect maxim pentru acest domn colonel Crișan, un adevărat om. Respect maxim, domn colonel. E clar, domn colonel, respect. Zice altcineva, îl cunosc personal, un mare om. Dan, respect omul ăsta, a lămurit totul. Diferență mare cum vorbește domnul acesta și domnul Talpan și vă rog să nu mai jigniți pe domnul Talpan. Altcineva, să vă dea Dumnezeu sănătate, să trăiți mulți ani, domnule colonel Dumitru. Mulțumesc mult de tot, asemenea, tuturor. Cam acestea sunt mesajele pe care spuneți dumneavoastră. Vreau să vă mai spun un lucru. Vreau să... Ce simțiți, domnule colonel, după toate aceste discuții din ultimul an? Pentru că eu simt că în ultimul an suntem undeva spre aflarea adevărului, spre demonstrarea lui și pentru a-i convinge pe toți tot ceea ce spuneți dumneavoastră. Simțiți și dumneavoastră că în scurt timp tot ce ați zis aici va afla lumea și va fi certificat în instanță? Mi-aș dori foarte mult, dar atâta timp cât există în instanță oameni care în timpul procesului întreabă ce e la palmares
se așteaptă să fie trecut într-un tabel ca și cum ar fi un proces verbal de predare-primire ca un dulap sau ca un scaun, nu mai sunt foarte sigur. Mm-hmm. Da, dar se luptă cu statul, e o vorbă. A, da, și asta este adevărat. Da, mai îmi spune cineva un mesaj. Da, vă rog. Acum, norocul s-ar putea, între ghilimele, să spunem, că din cauza faptului că echipa de la CSA nu poate promova, s-ar putea ca în scurt timp să realizeze unii că misiunea ei s-a terminat. Mm-hmm. Adică, o construi stadionul și s-a valorificat marca. De acum încolo, înseamnă numai minus. Da. Adevărul trebuie să apară, pentru că sunt oameni care suferă, îmi zice cineva. Sunt oameni care chiar suferă la propriu, ca dumneavoastră, spre exemplu. Da, așa este, așa este. Da, Eu încerc și să pe rețelele de socializare mai încerc să pun problema logic și să arăt exact în ordinea în care s-au desfășurat lucrurile, în așa fel încât și cei care mă contestă să aibă un... Eu le spun, dacă eu am greșit cu ceva, vă rog să mă corectați. Că eu nu sunt depozitar adevărul absolut, știu asta. Da, nimeni nu este. Dar în anumite momente și cei care ar încerca să conteste trebuie să aibă un argument. Îi desființați efectiv și, ca să folosim un termen de armată, i-ați mitraliat cu aceste logici. Cu aceste... Nu, nu, da. În ciuda faptului că sunt inginer de armament, nu sunt așa de războinic. Da. Vreau să vă mai întreb un lucru. Cu domnul Gațu ați vorbit, pentru că spune fix același lucruri. Așa? Nu, nu, nu. Pe tema asta n-am vorbit niciodată. Ne-am întâlnit, am discutat în urma, la sfârșitul unor meciuri pe teme sportive. N-am avut. Dar am avut... profesor la Academia Tehnică, numai de profesorii mei de sport au fost numai campioni mondiali și olimpici de la Steaua, de la Romel Oțelea, Dumitru Rotaru, Gheorghe Valeriu, Elena Zagoni, Marton, Titus Tarău, deci numai unor legende precum Marius Lăcătuș, da. Tudorel Stoica, Victor Pițurcă, Gabi Balint, colegul dumneavoastră cu care ați jucat fotbal. Singurul dintre fotbaliștii de la Steaua care a făcut facultatea la inginer. Deci e inginer, Gabi Balint. Inginer de armament de bord. Inginer de armament de bord, ce tare. Da. Inginer armament bord. A făcut școala la zi, adică în regulă, la cum îl cunosc eu, e un băiat extrem de deștept. Adică atunci s-a întâmplat, în 83, s-a întâmplat deturnarea lui Hagi de la farul în care să ajungă la noi și a ajuns la Sportul Studențesc. După aceea s-a deschis Academia Tehnică și pentru sportivi. Până atunci nu s-a făcut treaba asta. Este, vă mărturisesc, e haos în mintea mea, pentru că am 1000 de întrebări. Una era... ați încercat vreodată să le spuneți acestor mari oameni ai stelei ceea ce ne spuneți nou acum? N-am avut cum, că nu am legătură cu domniile lor. Ne-am întâlnit în cadru informal acum 30 de ani, chiar și la cursuri la Academie ne-am mai întâlnit, dar în rest de atunci, o singură dată m-am mai întâlnit cu majorul la tur, dar acum câțiva ani. Cu permisiunea dumneavoastră o să rog soția în această seară sau mâine la prima oră să decupeze tot acest dialog, cu permisiunea dumneavoastră, tot ceea ce am vorbit noi aici de când v-am sunat, să fie difuzat pe Radio Gold FM la maximă audiență săptămâna care începe. De asemenea, cu permisiunea dumneavoastră, o să postez pe Facebook tot dialogul și o să fac în așa fel încât să mă compor și eu, precum tinerii din presă, să spun bombă nucleară, adevărul despre Steaua. Nu cred că este cel mai potrivit. Nu, pentru că trebuie să ajungă, îi trimit și lui Gabi Balint, îi trimit lui Marius Lăcătuș, le trimit, am contactele lor și îi rog să își rezerve din timpul lor o oră să vă asculte. Și tare sunt curios dacă vor face asta și dacă vor reacționa. Și mai aveam o întrebare. Dumneavoastră suferiți. Acum ne jucăm cu imaginația. Cât credeți că suferă domnul Valentin Ceaușescu pentru toată această
porcărie, cum o numesc eu. Păi eu cred că suferă foarte mult pentru faptul că Steaua pentru domnia sa a fost ca și copilul, ca și un copil pe care practic l-a luat de mânuță, ca și cum l-a duce la grădiniță și l-a ajutat să crească. Și să ajungă dintr-o dată în situația asta, e ca și cum i s-a întâmplat ceva rău copilului propriu. Sunt convins că suferă. Da, și să știți, și de fapt știți mai bine ca noi, domnule colonel Dumitru Ulei Crișan, precum dumneavoastră sunt mulți, mulți cu anumită experiență de viață, oameni steliști care la fel ca dumneavoastră pentru Steaua au dat multe sentimente și suferă din plin pentru că a apărut o gașcă, a apărut o mână de oameni care să le ia fericirea. Sunt oameni, Steaua e ceva deosebit. Steaua nu este, cu tot respectul, Asociația Sportivă Popeșle Ordeni. Steaua e totul în fotbalul românesc, cu tot respectul pentru Dinamo, Rapid, Craiova. Am avut ocazia să merg în străinătate în afară de Steaua ca și club, ca și echipă. Și mă rog, individualitățile care sunt în sport, Hagi, Simona Halep, Iliene Stația, așa, nu prea se cunoaște altceva. Exact. Păi, de altfel și acum presa a plecat. Dintr-o altă categorie, este dintr-un alt standard și trebuie să se reașeze standardul acela. Da, de altfel, dacă ați sesizat, a plecat Ejuma la Bari în Italia și presa din Italia a scris că vine de la Steaua. Adică nimeni nu spune altceva. Da, da, da. Așa și este. E o întrebare interesantă. Dacă ați fi chemat, ar exista vreo, cum să spun, vreun argument solid pentru ca dumneavoastră să fiți chiar acceptat ca martor în instanță? Păi acum nu este vorba că nu m-aș duce, dar ce spun eu este o chestie doar de opinie, de logică. Este felul în care, ca și procedură de lucru cu și respectiv un raționament, care nu știu dacă ar putea să constituie o probă în instanță. Ar putea să constituie doar sub forma, domne, cineva care lucra în acea perioadă în armata română, vine și prezintă, cum să spun, prezintă activitatea, modul de lucru de la acea vreme al instituției respective, Clubul Sportiv al Armatei, secția de fotbal. Și acum se lucrează la fel. Și nu numai în ceea ce privește documentele. Instrucțiunile astea care reglementează lucrul cu documentele sunt la fel și în viața civilă. Deci nu este nimic nou faptul că există documente de diferite grade de clasificare, cu care se păstrează termene diferite. Exact la fel este și în viața civilă. Da. Și doar că acolo, în viața civilă, nu se numește un document secret de serviciu, de exemplu, se numește confidențial sau o altă formulă. Dar exact același procedeu este, sunt locuri în viața civilă unde este foarte multă strictețe, da, din punctul ăsta de vedere. Absolut, absolut. Da. Practic, în concluzie, există, ar trebui, e obligatoriu să existe un document prin care AFC a preluat activitatea integrală a secției de fotbal CSA. Da, acum, când ați vorbit cu domnul Voglea, s-a pomenit că am spus eu că domnul Talpan a declarat documentele ca fiind secrete militare. Nu am spus eu asta, am citit declarațiile ale, adică am citit articole în care se spunea că domnul Talpan a declarat că nu le poate prezenta pentru că da, pentru că țin de secret militar și nu le poate prezenta. Judecătoarele care au judecat nu aveau certificat ornis pentru a putea studia documentul respectiv și pentru pe chestia asta documentul nu a fost studiat. De asta s-a și făcut solicitarea și s-a obținut executarea silită. Ce ar însemna pentru domnul colonel Dumitru Lei Crișan? Ce ar însemna pentru Valentin Ceaușescu? Ce ar însemna pentru Gigi Becali? Ce ar însemna pentru milioane de steliști ca în viitorul apropiat și sper eu cât mai apropiat, da, Vigil Boglea cu echipa alături de care lucrează să aducă tot acest adevăr la suprafață,
echipa din Liga 1 să se numească din nou Steaua, să aibă marcă, să aibă emblemă, să aibă palmares. Ce ar însemna pentru dumneavoastră? Ce ați simțit în acel moment? Și dacă dumneavoastră credeți că se va întâmpla asta? Eu cred că aș fi la fel de bucuros ca atunci când am fost declarat admis la facultate. Da. Deci aceea a fost marea bucurie, admiterea la facultate. Da. Credeam că vă duceți spre Sevilla cu Steaua, Cupa Campionilor, dar ați luat-o pe parte personală. Eram student în anul 5 când a fost finala, 7 mai. Și de puțin n-am mers la Sevilla pentru că n-am primit aprobare, fiind ofițer, nu puteam să merg decât cu aprobare și numărul de locuri a fost limitat. Academia militară, care era atunci toată, și cea de la Pandiu și cea de la Coșbuc, a avut numai 4 locuri. Deci eu n-am făcut obiectul, am reușit fără loc, cumva. 4 locuri, incredibil. 4 locuri. Da, așa a fost atunci. 30 de ani în armata română aveți, nu? Cu studii cu tot 35 de ani în armata română, domnul colonel Dumitru Lei Crișan, colonel în rezervă, cu elemente atât de logice, cu povești atât de argumentate, atât de veridice despre faptul că Gigi Becali a salvat Steaua, despre faptul că Steaua din Liga 1 este Steaua, nu e FCSB, despre faptul că e logic ca armata să aibă documente prin care a transmis, a predat secția de fotbal către AFC și că s-a votat pentru ca AFC-ul să treacă la Gigi Becali. Au votat. Nu neapărat că s-a votat, că la când este o asemenea ședință, nu este vorba de vot. E vorba că se transmit niște sarcini. Da. Aha, s-au transmis sarcini, îmi cer scuze, da? S-au transmis sarcini. Atunci ministrul era Constantin Dudu Ionescu, deci și dânsul ar putea să știe despre... Chiar trag speranța că Virgil Boglea, deși mâine la prima oară are cel mai tare proces în care este implicat de când îl cunosc eu, de când îl cunosc, pentru că știu că am mai fost implicat într-un proces senzațional, nu dau eu nume, detalii, dar înainte să-l cunosc, știu că mâine dimineața are cel mai tare proces din cariera lui. Probabil ne urmărește în continuare. Constantin Dudu Ionescu, atenție Virgil, Constantin Dudu Ionescu poate fi citat, poate fi citat Cornel Gațu, pot fi citați mulți oameni de bună credință și care nu au niciun motiv să nu fie. Am sesizat, eu am mai vorbit cu domnul Gațu. Ezită să mai apară după ce mi-a zis mie toate acele adevăruri. Probabil că au fost și persoane care i-au reproșat. Da, l-au și jignit. L-au și jignit, am înțeles. Domnul Gațu, da. Acum vă zic ceva ce mi-a zis mie, nu știu dacă am mesaj ca aprobă, dar mi-a spus că, bine, nu dau nume, renunț, dar a zis că o parte a presei l-a jignit, considerându-l senil, și asta zice că l-a deranjat cel mai tare, că cel mai ascultăm și pe moșul ăsta de Gațu. Păi nu neapărat o parte a presei. Chiar domnul Talpan a spus treaba asta, că după domnul Gațu, care este suficient de în vârstă, nu mai este cazul să ne luăm. Bine, nu ne luăm noi după Talpan. Mă referam la colegi din presă. Talpan nu există. Da, sunt interese și acolo, probabil. Da, da. De asta, acum, eu după ce am vorbit cu domnul Boglea, m-am pus pe căutat monitor oficial, să caut acest raport de activitate. Da. Pe internetul ăsta clasic pe care îl folosim noi, nu există monitor oficial din mai devreme de anul 2000. Aha, aha. Interesant. Și mâine, de exemplu, eu am intenția să sun la monitor oficial și să întreb cum aș putea să ajung să studiez monitor oficial din anul 99. Da. 98. Nu, 99, că raportul de activitate pe anul 1998 s-a făcut în 99. Am înțeles. Deci raportul de activitate, monitorul 99. Păi să încercăm toți, să încercăm să aflăm... Da, este vorba de... nu mai știu acum cum era organizat atunci monitorul oficial. La ora actuală, rapoartele astea sunt prezentate, sunt publicate în monitorul oficial partea a treia. Ok. Deci monitorul oficial 99 pe toată durata anului trebuie neapărat să se regăsească acolo document. Cumva cam din 1 aprilie. Chiar iar pe site-ul Ministerului Apărării sunt rapoartele, dar începând cu 2004. Da, da, da. Eu vă spun un lucru și mă erijez în vocea milioane de oameni și îmi permit să fac asta, deși nu sunt gen să mă consider eu cum la un moment dat se credea domnul Becali, Dumnezeu. Și cum cred că se crede în continuare. Dar vă spun un lucru. Ceea ce faceți dumneavoastră
e o binecuvântare pentru Steaua și toți suporterii Stelei vă poartă din acest moment un respect imens. Faptul că dumneavoastră veți face mâine la prima oară acest demers, faptul că vă macină, faptul că nu aveți liniște până când Steaua nu este din nou Steaua, mi se pare remarcabil, pentru că o faceți dezinteresat, o faceți pentru liniștea dumneavoastră sufletească. Și este ceva ce, cum să zic, nostalgia vremurilor de glorie nu exclude adevărul, domnule colonel. Noi am trăit împreună ceea ce n-a trăit altcineva în fotbalul românesc. O singură chestie, dacă, așa, ca să vedeți cam cum mă simt. La meciul cu Anderlecht, când a marcat Pițurca al treilea gol, eram în spatele porții unde s-a agătat el în plasă. Așa m-am trezit că o pupam pe o tanti și ne-am trezit eram ca în transă. Și la 10 locuri mai încolo era un unghi al meu și nu ne-am întâlnit. Deci ați văzut în poza de la acea vreme cum pupați o femeie în tribună, în peluză. Doar. Ce tare. Și era un văr care... Da. Asta s-a întâmplat. Da, eu mă uitam la Pițucă cum a marcat și am luat-o în brațe, dar da. Nu, ca și cum eram în trans. Așa erau vremuri. Domnul colonel, așa cei tineri nu-și dau seama, pentru că acum sunt alte vremuri. Noi pe vremuri ne pupam, ne luam în brațe cu oameni necunoscuți de bucuria golului marcat de echipa pe care o iubim. Așa erau vremurile atunci. Da. Nu ne știam. Că n-aveam abonamente, nu eram acolo în fiecare meci, unde găseam și noi loc. Mergeam cu 5 ore înainte să prindem loc pe stadion. Și când a jucat Steaua cu Casino Salzburg, Știi că mea este tot stelistă. Mi se pare normal. Ar fi fost culmea. Din Piața Palatului, avea vreo 6 ani atunci. Din Piața Palatului și până în Grecia și înapoi am mers pe jos. Deci am făcut la 7:15 seara. Ce frumos, ce amintiri, ce frumos. Și eu cu soția am mers la meciul cu Lens, acel 4-0. Traficul era blocat de la Eroilor de jos, înainte de Academie, până la stadion, dar în viteză, că noi ne planificasem că ajungem cu mașina, dar am lăsat-o acolo la metrou, la Eroilor și am mers pe jos. N-a avut nicio șansă să mai ajungi la stadion. Și cred că asta se întâmplă și în vremurile noastre, când Steaua intră în Ghencea, adică acasă. Asta este. Pentru fotbalul românesc. Spune așa. Da, templul fotbalului românesc. Mă laud eu că i-am zis prima dată pe stadion așa. Mai vreau să vă spun un lucru, vreau să vă întreb. Ce ați simțit când ați aflat că Steaua joacă în Ghencea și când ați văzut ce se întâmplă la meciul cu CFR-ul? Ce ați simțit? Am fost extrem de bucuros și mai ales că a câștigat meciul ăla în ciuda faptului că există un curent pe la Federație anti-Steaua și suntem destul de faultați și de federație, și de ligă, și de arbitraje. Dar am fost extrem de bucuros. Aici când Steaua marchează, mi-a spus un vecin, zice, domnule, eu nu am nevoie să o mai la meci. Eu știu când marchează Steaua. Se aude pe străzi, în blocuri. Se aude de la mine. Eu strig în gura mare. Da. E singurul moment în care îmi permit să nu vă supărați când vă contrazic. Părerea mea, nu pentru că am lucrat acolo, dar din interior vă spun, la Federația Română de Fotbal, nu știu la ligă, dar la federație, din ce știu eu, poate greșesc, nu e cineva care să aibă ceva împotriva unei alte echipe ca sarcină de instituție. Părerea mea. E probabil... Nu vorba de sarcină. Dacă președintele federației apare la televizor și spune că Gigi Becali n-are ce să caute în fotbalul românesc și vreau să câștige CFR-ul campionatul, eu zic că e destul de clar. N-a zis așa. Eu nu știu dacă a zis că... Eu l-am văzut și am rămas siderat. Și m-am mirat după aceea de ce presa n-a sărit pe cea de demisia, pentru că așa era normal. Am înțeles, da. Să nu stricăm totuși acest dialog excepțional cu aceste păreri. Mi se pare divin tot ceea ce s-a întâmplat astăzi. Eu mă orientez după semne în viață. Îi spuneam lui Virgil Boglea, pe care îl cunosc de 4 ani, de când facem aceste emisiuni, i-am spus, Virgil, o să câștigi, la un moment dat o să apară ceva de undeva, o să apară ceva. Și apar, domnule colonel, apăreți dumneavoastră, apar alte semne,
apar lucruri care ne duc spre adevăr. N-are cum adevărul să fie ascuns atâția ani și să facă rău la milioane de suporteri. Sunt milioane de suporteri care trăiesc aceleași senzații, aceleași frustrări. Știm care este steaua, trebuie doar să o arătăm. Și ușor, ușor trebuie să se întâmple asta. Nu sună nici frumos pe CSD. E cam contundent așa, cam prea multe consoane. Acolo sunt frații noștri, domnul colonel. Sunt frații noștri care au fost duși în eroare, probabil. Da. Eu am încercat să găsesc o cale de comunicare cu cineva de la Peluza Sud, cu Taban sau cum îl așa, să văd ce mână, ce știu ei și probabil nu știu eu de ei s-au dus în partea cealaltă. Pentru că lucrul ăsta, de o perioadă, asta am vrut să aflu. Ce nu știu eu, ar trebui să știu ca să am imaginea completă. Vă răspund eu. Sunteți un om deosebit, un om cu carte, un om cu școală, un om deștept, un om care a trecut prin armata română 35 de ani și numai 3 luni cine trece prin armata română e de ajuns să înțeleagă despre viață lucruri. Eu am făcut armata un an și 4 luni, am prins revoluția. Sunteți un om care în vocabular, în sufletul nostru nu există cuvântul ură. Asta e mână. Ura față de Becali. Eu nu-i urăsc. Păi nu, ei urăsc pe Becali. Ăsta este răspunsul la întrebare. Ce-i mână pe ei împotriva echipei noastre? Care contestă că ura față de Becali le-a întunecat obiectivitatea, judecata. Exact. Și să încerce să decateze și să vadă după aceea la ce concluzie ajung. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest dialog, pentru că... Am avut ocazia să intrăm, să discutăm. Aș fi vrut de multă vreme, dar nu știam cum. Eu vă mărturisesc că am să opresc dialogul dintr-un singur motiv. Mă uit la ceas și ce gând am eu aici în capul meu este ca toată această discuție să fie transmisă pe Radio Gold FM, unde spațiul meu de emisie este de o oră. Poate că dacă forțez un pic, o oră 20. Și vreau ca tot acest dialog să fie transmis pe Radio Gold FM. Da. Altfel, aș fi vorbit cu dumneavoastră mult și bine, dar e un început. Cu permisiunea dumneavoastră o să spun că e primul dialog dintr-o serie de alte discuții. Și ultima întrebare. Dacă oricare om de pe planeta Steaua ar fi fost în locul lui Becali, la acel moment, credeți că se mai ajunge aici? La momentul care? La momentul când era conducător atunci, când era totul în regulă, când juca Steaua în Ghencea, când plătea banii către armată și când a avut acele ieșiri publice și împotriva legendelor și împotriva unor generali din armată. Sub rezerva că a și fost ajutat să aibă acele ieșiri, dacă era alt om, în ziua de astăzi nu aveam ocazia să discutăm subiectul ăsta. Corect. Absolut corect. Domnule colonel, să vă dea Dumnezeu sănătate pentru tot ce faceți. Mulțumiri la milioane de oameni și când aveți timp să intrați, să vedeți ce mesaje au trimis zeci de oameni la adresa dumneavoastră. Poate vă încarcă și vă dau forță în plus. Da, le mulțumesc mult de tot și le doresc, așa ce îmi doresc și mie, să ne vedem din nou steliști pe de-a întregul. Frumos. Un țel foarte... Țelul suprem al steliștilor în această perioadă. Da. Vă mulțumim. Să trăiți! Să trăiți! Și eu vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută. Plecăciuni în fața dumneavoastră. Mulțumiri pentru această emisiune. A fost în legătură directă. Oameni buni! Domnul colonel Dumitru Ulei Crișan, ce emisiune! Un jingle scurt pentru a se putea tăia acest dialog. Rog să se decupeze tot acest dialog, să-l dați pe TikTok-ul, să-l dați pe Facebook-ul, să-l dați pe tot ce vreți. Jingle, după care mă întorc.
Oameni buni, ceea ce ați auzit, ceea ce ați văzut, a venit de sus, de tot, de sus. Divinitatea ne l-a adus pe domnul colonel. Am pregătit emisiunea pentru că au apărut informațiile în presă. Am vorbit cu Virgil Boglea și când Virgil Boglea mi-a spus că domnul colonel urmărește emisiunea, am forțat un pic. Și iată ce a ieșit. O poveste fermecătoare, o poveste care trebuie neapărat transmisă. Știți cum e asta? De ce mi se întâmplă mie? De ce mi se întâmplă lui Gabi Safta? De ce mi se întâmplă mie povestea asta? Pentru că mie mi s-a întâmplat să-l cunosc pe Gheorghe Mustață de când eram la grădiniță. Și când a ieșit de la închisoare, m-a sunat noaptea la 2:30 și mi-a spus: Gabi, trebuie neapărat să afli niște lucruri despre steaua noastră. Și mi s-a întâmplat mie să-mi spună mie, pentru că ne cunoșteam. De aceea și-a și permis. În acea perioadă eram cu armata, cu CSA. Ulterior, mi s-a întâmplat mie să-l cunosc pe Virgil Boglea. Fratele meu, pot să spun. Știți cum sunt expresiile astea? Fratele meu, Virgil Boglea, dacă mă cheamă la război, chiar și pentru Ucraina mă duc, da? Ca să glumesc. Mi s-a întâmplat mie. Mi s-a întâmplat mie la un moment dat să îl sun pe domnul Gațu la Radio Gold FM și să-mi spună ceea ce a zis domnul colonel acum. Mi s-a întâmplat mie. Mi s-a întâmplat mie să fiu terfelit de oameni din partea alaltă, pentru că trebuia să mi se întâmple mie. Mi s-a întâmplat mie astă seară să dau de domnul colonel, care își dorea de mult să zică toate aceste lucruri și le-a zis aici, pe canalul de YouTube și pe Facebook. Mi se întâmplă mie pentru că acum și vouă vi s-a întâmplat să auziți, știți de ce? Pentru simplu motiv că absolut toți cei care urmăriți acum emisiunea în direct iubiți steaua. Dar o iubiți necondiționat, o iubiți dezinteresați, o iubiți până în mădova oaselor. Pentru că voi puteți să ieșiți în fața clasei, un pas înainte, să spuneți că vă curge sânge roșu și albastru. Da? Pentru că voi iubiți atât de mult încât semnele acestea divine vin către noi, pentru că trebuie să vină. Nouă ni se întâmplă. O asemenea emisiune nu putea fi în altă parte decât aici pe canalul de YouTube Templul Sportului. Al patrulea canal al meu, pentru că alte trei au fost închise din motive puerile, nici nu mai continui. Pentru că iubim atât de mult steaua și ne dorim atât de mult să descoperim adevărul, fără să avem altceva de câștigat decât bucuria supremă că steaua noastră a revenit. E tot ce ne dorim noi, steaua. De aceea s-a întâmplat acest dialog și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că s-a întâmplat. Și vouă pentru că ați urmărit această emisiune. E 10:28, un sfert de oră. Dacă vrea cineva să vorbească dintre prietenii noștri garantați, un sfert de oră, vă rog să reacționați. În primul rând, vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care le-ați trimis către această emisiune pe durata dialogului pe care l-am purtat cu domnul colonel. Dacă vrea cineva să intre în direct acum, dintre prietenii noștri dragi, să o facă. Dacă este cineva pe care nu-l cunosc și mi-e prieten pe Facebook, să intre pe Facebook. Pentru că m-am gândit când am vorbit azi noapte la ora 4 dimineața cu domnul Tudor Voican, ce om, fermecător om. I s-a rupt sufletul pentru fata inventată de un coco spaniol și a trimis bani să-i salveze fata. Ba chiar s-a interesat la fata dumnealui care lucrează la spital aici ca să-i salveze fata. Ce oameni avem aici, ce oameni colosali. Și m-am gândit când vorbeam azi noapte la 4, când m-am întors de la o cununie, că dialogul se poate purta și pe Facebook pentru a avea o mai mare veridicitate omul care intră în direct, în afara celor pe care îi știu deja. Și dați-mi voie să-l salut pe Alex. Te salut, Alex, bine ai revenit alături de noi. Cum ți s-a părut emisiunea de azi? În cap chel de găină. Vorbesc adevărat, adică la modul... Mă așteptam ca, nu știu, să fie o dezvăluire în curând. Nu mă așteptam să fie atât de multe detalii, atât de multe lucruri pe care nu au fost spuse, știi? Și toate fac sens. Adică, cum spuneam, a fost o interacțiune incredibilă. Nu mă așteptam... Scuze, nu mă auzeai foarte bine. Acum e mai bine, da. Perfect, perfect. Voiam să spun că a fost o seară incredibilă. Nu mă așteptam la
o asemenea dezvăluire, atât de multe detalii pe care nu le-am știut niciodată, încă am pielea de găină, ziceam la început. Deci domnul Colon a avut o intervenție incredibilă, vreau să-i mulțumesc de suflet. Nu știu dacă se va uita vreodată la chestia asta sau dacă, nu știu, cineva va tăia și cum spuneai și tu, va face un TikTok sau ceva, că în ziua de azi acolo este masa. Da. Dar chiar, vreau să o secundă, că... tehnic vorbind, întreb pe oamenii care se pricep. Oameni, bun, tehnic vorbind, eu pot tot acest material să-l pun pe TikTok, să-l vadă lumea? Toată intervenția, de la in la out. Să-mi zică cineva dacă pot, că eu nu mă pricep, eu sunt vaia mama mea la tehnic. Da, te rog, Alex. Da, așa cum spuneam, nici eu nu mă prea pricep foarte bine cu tehnologia, sunt puțin mai bătrânel. Dar da, ar fi foarte bine ca chestia asta să ajungă, să se vadă, înțelegi ce zic? Adică ca toată lumea să deschidă ochii oarecum, să asculte ceea ce s-a întâmplat acolo în anii 80, ce s-a întâmplat după anii 80, ce s-a întâmplat exact, povestea aia a fost incredibilă, cum spuneam și în comentarii. A pus-o așa de frumos. Nu știu cum să spun, a povestit-o atât de frumos încât pur și simplu te atrage și pur și simplu te face să înțelegi, și un copil mic poate să înțeleagă ceea ce s-a întâmplat la acel moment. Cât de natural, cât de ușor vorbește un om care știe adevărul. Unul sunt care minte, la... se duce, se... Stați, acum am zis, nu așa, să-l întrebi, stă, se gândește. Exact, dânsul știa exact ceea ce a trăit și a povestit exact ce dânsul a trăit. Asta m-a atras cel mai și cel mai mult, adică am simțit pur și simplu ce a trăit el și cu mănușile lui Ducadam și pur și simplu toată interacțiunea, cum am spus, mi s-a părut incredibilă, nu puteam să cred că... Ceaușescu, da. Exact, exact. Și nu pot să cred pur și simplu cum lumea nu poate să deschidă ochii și așa cum spuneam, cred că și data trecută, dacă nu era domnul Gigi Becali, acolo nu se ajunge aici, pur și simplu. Sunt niște răutăți spuse, sunt niște lucruri pe care... nu te aștepți pur și simplu să ajungă așa cum spuneam și eu. Am fost plecat ceva timp și când m-am întors am rămas șocat, pur și simplu șocat, că din cauza unor răutăți, uite-te și tu unde se ajunge cu staua Alex, noastră. Îți dai seama cât de logic, cât de logic ni se pare nouă și cât de mârșavi sunt cei care nu văd această logică. Și anume, n-avea cum vreodată pe planeta Steaua, cum zic eu, să activeze AFC-ul domnului Viorel Păunescu sub numele Steaua dacă nu exista un act care să-i permită să facă asta. Nu ar fi putut să existe vreodată echipa domnului Becali, FC Steaua, preluată de la AFC, dacă nu ar fi existat un document care să-i permită treaba asta. N-avea cum. Adică cum poți să furi un club, să activezi cu el atâția ani, să-l duci în competiții europene? Păi trebuia demersul. Stop! Alo, federația, stai puțin, cine e ăsta? Dar uite, te mai întreb și eu ceva, Gabi. Nu înțeleg, atunci când primea banii de la Becali pe stadion, pe chirie și pentru întreținere și cum spuneai și tu, pentru deplasări, și domnul colonel a specificat ceva de deplasări și așa mai departe, de ce atunci nimeni nu s-a ridicat, că știi, stai așa, că acea Steaua de nu unde e Steaua? De unde vin banii ăștia, da, exact. Nu? De ce nu s-a ridicat atunci? Pur și simplu, cum spuneam, uneori lucrurile se încurcă, lucrurile nu sunt clare, știi și tu cum este, și se ajunge la o prostie mai mare ca a noastră. Nu știu cum pot să spun. E o vorbă românească. Știi, o prostie mai mare ca tine? Așa este și cu Steaua noastră. Din păcate, așa îi spun eu, Steaua noastră. Știu că nu toată lumea este stelistă, hrănit, poate, dar... O bună bucată de timp ne hrănește dialogul cu domnul colonel, Dumitru Ulei Crișan. Vreau să, apropo, a donat Steaua, e una în Liga 1, două lire steline, îi mulțumesc mult, e a doua oră. Profit de acest element și vreau să vă spun, dați like. E gratis, vă rog să dați like. Nu vă zic să apăsați butonul dolar, v-am zis-o acum, dar dați like pentru că această emisiune trebuie să apară acolo la, pe YouTube, exact, la recomandări. Trebuie să aibă minim 200. Ar fi tare trist această emisiune să nu aibă peste 200 de like-uri. Ar fi tare trist ca toți oamenii de pe Facebook să nu realizeze, poate în al 12-lea sau 13-lea ceas, că există canalul de YouTube Templul Sportului, corect, care este templul steliștilor, suporterul steliști. Aici noi spunem adevărul. Cei care sunteți acum pe Facebook, sunt vreo 50 de oameni, vă rog să intrați când aveți timp, azi, mâine, poimine, dar să nu uitați, pe YouTube, Templul Sportului, abonați-vă, avem nevoie de cât mai mulți abonați, pe atunci la 5.000 viitor, mult prea puțini pentru o comunitate atât de iubită mare cum este. Corect, asta spun și eu, nu știu, noi suntem milioane, pur și simplu, zeci de milioane probabil, și plus ce este diaspora și așa mai departe, dar din păcate canalul tău nu este foarte, de asta spun la toată lumea, dați că puteți share și așa mai departe, pentru că face o diferență. Știu că nowadays, cum spuneam, este TikTok și așa mai departe, nu știu, nu am platforma, dar cine are e mult mai
mai mult ca invitat, știi, să dea un share acolo, nu costă nimic, cum ai spus și tu. Da, Gabi, Sarta, 1, 2, 3. Gabi Sarta 1, 2, 3 sunt eu pe TikTok. Așa, așa. Cineva zice, așa, au văzut câți bani face Becali cu Steaua și au băgat unghia în gât că banii ăia nu ajung în mâinile lor, zice Dani. Exact, Daniel. Pentru că Becali l-a tăiat pur și simplu conducta. Știi și tu, Gabi, da, l-a plătit Becali ani de zile, așa cum am spus și în comentarii. Într-adevăr, a cheltuit sute de milioane și câștiga, nu poți să spui nu. Chiar și el a declarat, știi și tu foarte bine, că poate sunt singurul patron care sunt pe plus. Dar a trecut prin multe, așa cum știi și tu. Și este un simplu om ca și noi, greșește și el, vorbește și el la nervi, la cald și așa mai departe. Dar uite că în ultimul timp, să fiu sincer cu tine, îmi place că este mai retras. Este bine, a și îmbătrânit, știi și tu cum este, dar chiar apreciez ceea ce a făcut tot timpul pentru Steaua și știu că Steaua este doar una și așa. Asta mă cer și cu foștii mei prieteni care deja trec de cealaltă tabără, să spun așa, și le-am spus și lor, dacă nu era Becali acolo, fac pariu cu tine când aveam discuția asta. Undeva prin 2009-2010 ieșai cu mine pe stradă și strigai forța Steaua, forța Steaua, suntem în Europa și așa mai departe. Exact, da. Nu, da, exista, da, exact. Nu exista acel CSA, nici nu exista discuția de acest CSA, pur și simplu. Era, știai, exact, o singură Steaua, asta aveai în minte. Pur și simplu că a venit unul cu niște documente și s-a arătat, băi, vezi că ăla n-a semnat bine cum a semnat acolo și așa mai departe. Ne-am ajuns în 2023 când ne judecăm, știu că este un recurs, Doamne ajută ca cineva competent, pur și simplu competent, nimic mai mult nu doresc, da, să citească, da, acest dosar de la cap la coadă, fără skip-uri, fără nimic, știi, să-l citească ca un om normal și să-și dea el, exact, cu părerea, să zică, într-adevăr, acest om a făcut asta pentru această echipă, a continuat această echipă, nu s-a desființat niciodată această echipă, nu a retrogradat nici această echipă, de ce mai avem această discuție? Haideți, oameni buni, să revenim la normalitate. Corect. Oricum, apropo de canalul de YouTube, să știți că ne stăduim, eu cu prietenii mei, să aducem cât mai multe voci influente. Încerc să vă fac cât mai plăcute emisiunile, să stați cu drag pe canalul meu de YouTube și fel de fel de lucruri noi care să le auziți, informații altfel decât le vedeți pe site-urile de sport, ba chiar de foarte multe ori să combatem ceea ce se întâmplă pe site-urile care probabil nu spun adevărul în opinia noastră și noi încercăm să combatem toate acele lucruri ireale. Ireale, exact. Da. Corect, pentru că eu mă uit și la Fanatic, mă uit la tine și la Fanatic și așa mai departe și îmi place de Horia, că le zice pe față. Pur și simplu, el este, mi se pare, singurul jurnalist care este imparțial. Mă uit și la Digi, okay, te uit și la Prima și așa mai departe, știi și tu foarte bine și cam observi. El este Horia în Champions League și știi cum sunt jucătorii în Champions League? Se lovesc și își dau mâna unul altuia. Bravo. Așa e Horia, a luat un nivel încât îl doar în cot de restul, el e cu toți și împotriva tuturor. Foarte sau frumos. Cu toată lumea. Adică își face emisiunea cu toți oamenii, exact, care pot vorbi. Exact. Astăzi a fost Gigi Becali, spre exemplu, în direct. Da, l-am auzit eu și când sunt la muncă, l-am acolo în background undeva, pentru că un binutilu cu plăcutul, știi tu cum este. Și da, așa cum spuneam, Horia mi se pare unul dintre cei mai buni jurnaliști, pune cele mai bune întrebări și atunci lui se pare o opinie și spune din punctul lui de vedere. Pur și simplu nu spune, mi-au scris fanii ca să spun asta. Nu, asta este părerea mea directă și personală și uite așa ți-o ofer. Și el a fost întotdeauna 100% că ceea ce face CSA-ul, pur și simplu, este ca acel copil mic care își leagă și returile invers și se înnoadă în ele și cade în nas. Și atunci cade în nas, da, doare. Și de 3 ani de zile, cum ai și tu, încep cu minciuni și încearcă să mintă pur și simplu această belusă sus, care, cum ai zis și tu, sunt frații noștri, sunt și prietenii mei, sunt cu mine pe stradă și așa mai departe, știi? Dar au fost duși de nas pur și simplu, asta spun și eu, știi? Au fost duși de nas cu niște minciuni ireale. Au avut un crez al lor, mi s-a părut remarcabil, da, să meargă în Liga 4 după echipă. Corect. Dar eu cred că ei suferă mai mult decât au suferit ai noștri și am suferit noi 8 ani când am luat titlul. Acei 3 ani în Liga 2 și următorii 3 sau următorii 30 în Liga 2, pentru că o să-ți bată joc de echipă dacă va mai exista de la vară secția de fotbal. Nu știu dacă va mai fi. Chiar oamenii din interior, precum Iulian Miu și alții, susțin că interesul celor din birou și-au pierdut este încrederea, Gabi. Scuză-mă că te întrerup. Da. Și-au pierdut încrederea, pur și simplu. Până și cei apropiați. Da. Da, eu știu. Sunt revoltați, efectiv. Am stat de vorbă, v-am spus, am văzut meciul Stele cu Norgelan când ne-au eliminat împreună cu un băiat din Peluza Sud și chiar a spus, ce să, suntem disperați pe forumuri, pe Facebook-uri, peste tot, îi bombardăm, dar ce să facem? Mai mult de atât, n-avem ce să facem, că sunt niște interese care îi depășesc chiar și pe ei.
Așa, e un suporter al CSA-ului care vrea să intre în legătură directă cu noi, Tibi. Haideți cu cea mai mare plăcere. Salut, te salut, salut, Tibi. Salut, Tibi. O seară bună. Te salut, Tibi. Ce ți-a venit de să fii suporterul CSA-ului? Glumesc. Da. Te ascultăm. Ce te-a determinat să intri acum? Te ascultăm. Ce m-a determinat să intru e faptul că am observat că are totuși loc un dialog, n-aș putea spune echidistant, dar în orice caz un dialog care mi-a plăcut. Și în același timp am observat că nu prea sunt suporteri de la CSA Steaua care să aibă voce pe acest canal, motiv pentru care m-am hotărât să intru. Te rog, te ascultăm. Pe lângă asta, ce te-a mai chemat către noi? Ce te-a determinat să intri, să accesezi linkul și să-ți pui părerea? După cum am zis, calitatea emisiunii din seara asta, care, sincer să fiu, mi se pare peste emisiunile precedente. Eu le urmăresc pe toate, uneori mai și mă amuz la ele, dar iarăși asta vine din cauza faptului că am opinii diferite față de cei din cealaltă tabără. Sunt suporter stelist de când mă știu, dar iată hotărârile judecătorești care au apărut de-a lungul timpului m-au făcut să aleg acest drum, pentru că în opinia mea, eu susțin Steaua, la fel cum și cei din partea cealaltă, în opinia lor, susțin același club. Acum, singura diferență este cea identitară și vestea bună este că ea se va tranșa mai devreme sau mai târziu prin procesul pentru palmares, care, din câte știu, are termen pe 18 septembrie. Exact. Întrebarea, auzind ce spune domnul Gațu, cu siguranță te-ai documentat și ai urmărit la vremea respectivă declarațiile domnului Gațu. După ceea ce ai auzit, a zis cum? A spus multe chestii de-a lungul timpului, domnul Gațu. Mă refer la acea emisiune de la Radio Gold FM despre trecerea care a existat când domnul Babiuc i-a dat de două ori ordin să scape de, chiar așa s-a exprimat, să scape o dată de secție pentru că papă mulți bani, respectiv un miliard, dar da multe detalii. Emisiunea mi se pare că se poate găsi pe internet. Da, cu siguranță secția de fotbal și clubul per total la acea vreme era destul de îndatorat, ca să zic așa. Un mister care persistă și astăzi, având în vedere că echipa de fotbal la acea vreme, care secția de fotbal era cea mai mare din club și producea cei mai mulți bani, pentru că juca în cupele europene, bani intrau în club, dar... Dar unde s-au dus banii pe transferuri? Mamă, câte transferuri de milioane! Da, situație care s-a repetat oarecum ulterior și la FC Steaua, unde tot așa asociația la un moment dat rămăsese fără bani și a trebuit să... Bun, și ca să-mi continui ideea, după tot ceea ce a zis domnul Gațu, după tot ceea ce urmărești la noi, după tot ceea ce a zis domnul colonel, care mi s-a părut că vorbea atât de degajat și atât, pentru că stăpânea evenimentele, ce spui? Care ar fi părerea ta, făcând abstracție de faptul că pe 18 se rea procesul și tu, pe bună dreptate, spui, domnule, eu sunt cu CSA-ul pentru că hotărârea acum asta e. Ce simți că se va întâmpla venind aceste noi elemente pe care nu le știam la un moment dat sau voi nu le știați la un moment dat? Până la urmă, judecătorul va decide pe baza dovezilor și e rostul lui să judece. Trăim într-un stat de drept, iar eu voi accepta decizia finală și definitivă dacă... prin acea decizie voi ști unde este Steaua? Nu, nu, nuanța mea a fost alta. Știu, e corect ce spui, mi se pare drept. Și noi va trebui să fim obligați să acceptăm, deși eu în ultima perioadă, când văd că un om încearcă să-i convingă pe judecător că trăiește, mi se pare că nu mai trebuie să luăm neapărat ca de bună o decizie în instanță, mai ales în România. Nu arată exemple de decizii în justiție care, în opinia multora, nu sunt cum trebuie. Însă, dar, a trăi în stat de drept, asta înseamnă în ultima instanță să fim de acord, corect, chiar și cu deciziile judecătorești care nu ne plac. Corect, și eu și Virgil Boglea ne-am asumat și am spus că dacă va fi o decizie împotriva Stelei, pe care noi o considerăm cea lui Becali, pe acest canal de YouTube eu îl închid. La revedere, vorbim de gimnastică și de tot. Ce vreau să te întreb, deci, tu ai fost atent ce ți-am zis, nu încerca să ocolești. Ce gândești tu auzind toate aceste informații noi? Te-am zis, făcând abstracție de proces. Nu contează. Procesul este, nu este. Tu, Tibi, ce gândești în acest moment? Sunt lucruri noi care îți deschid un pic ochii, mintea, sau le știai? Vedem documentele, adică nu putem vorbi pe ce nu avem, pe ceva concret, corect? Adică dacă sunt documente noi care pot să facă lumină în acest caz mai bine, în problema palmaresului, cu siguranță le dorim. Dar e logic ca trecerea să fie făcută printr-o hotărâre, că doar nu lua Păunescu echipa, o juca în campionatul cu Propaganda Liga 1. Transfer de genul acesta să fie făcut printr-un act.
printr-un act care nu există. Păi, tot așa și actul prin care s-a înființat Asociația Fotbal Club Steaua București are anumite carențe. Pe baza cărora s-au deschis ulterior procese în justiție, cel pentru Marcă și iată acum cel pentru Oman. Oare de ce Florin Talpan nu vrea să predea acele documente dacă sunt corecte și drepte, domnul, și reale? Și presupun că stabilește strategia juridică a clubului. Clubul, ca orice entitate, ca orice persoană, ca orice organizație sau societate comercială, asociație și așa mai departe din țara asta, are dreptul să se adreseze în instanță. Adică nu sunt niște oameni răi pentru că au căutat ceva în instanță. Este dreptul lor și dacă vor găsi în instanță ceea ce caută, atunci înseamnă că s-a stabilit un adevăr, înseamnă că s-a... La fel, tine, Tibi, te deranjează că la meciuri sunt puțini oameni? În Liga a doua? Nu aș putea spune că nu e deranjant, însă suntem acolo cei care ne-am asumat. Te deranjează că sunteți plimbați permanent, că vom promova, că vin frații Pavel, de trei ani tot aud că vin frații Pavel și fel de fel de... Diferită față de problema palmaresului, așa cum se poate spune că la momentul înființării Asociației Fotbal Club Steaua în 1998, după părerea mea, aici speculez, nu am chestii concrete, dar după părerea mea atunci acest așa zis transfer s-a făcut la presiune politică și ulterior, tot așa pot să spun că și acum în interiorul Clubului Sportiv al Armatei Steaua există oameni cu interese divergente. Nu m-ar mira să fie acolo niște ofițeri, niște oameni în uniformă care să își dorească pe de o parte ca CSA Steaua să reușească și să continue să aibă o echipă de fotbal puternică și la fel cum e foarte posibil să fie și oameni care să dorească contrariu. Da, din păcate sunt unii care vor contrariu, adică să e o mână de oameni, părerea mea, care au pus mâna pe niște bani și o promovare în Liga 1, adică o schimbare a organizării, le-ar scoate banii din buzunar și ar trebui să găsească un alt becali. Există speculații de toate felurile în legătură cu motivele care au stat la baza înființării echipei de fotbal în 2017, dar iarăși, pentru mine ca stelist, astea nu contează neapărat atât timp cât acolo este echipa pe care o susțin. Știu, dar ai zis înființării. Tibi, ai zis înființării în 2017, nu a reînființării. Tu ai zis-o. Asta este semantică. Până la urmă, din perspectiva mea, Clubul Sportiv al Armatei Steaua poate să închide și să deschidă și să redeschidă ce secții, păi de da, poate. E adevărat că poate, dar dacă există una deja, de ce să înființeze alta? De asta zic. Adică era una deja care a continuat. Există una deja în accepțiunea în care FCSB reprezintă fosta secție de fotbal a clubului, dar în opinia mea acest lucru nu este adevărat. Da. Oricum, nu vreau să ne ducem în această zonă, pentru că eu respect decizia ta de a merge către Clubul Sportiv Armatei. Vreau să te mai trebuie un lucru. Tibi, îți pare rău? Pentru ce? Îți pare rău că nu mai este Steaua una singură, nu mai are toți suporterii împreună, că ne-am separat, voi într-o parte, alții în alta. Nu ai așa, nu te încearcă așa un sentiment de tristețe? Nu știu ce să zic, adică până la urmă s-a întâmplat ce s-a întâmplat și așa s-au așezat lucrurile. Pe viitor poate să așează diferit sau rămân la fel, nu știu ce să zic. Eu sper doar ca prin decizia finală din procesul de la Palmares să se adeverească că am ales drumul cel bun. Dar dacă nu era Becali și era Costel Gheorghe, cum ar fi fost? E vorba de ura față de Becali în toată povestea asta? Nu, sigur că există și oameni la FCSB care nu-l înghit pe Becali, adică nu este un factor în decizia mea. Am înțeles. Pentru că am judecat strict pe interpretarea din motivările diverse. Imaginea secției, imaginea clubului, imaginea Armatei, cum ți se pare că este acum după toată povestea cu interdicția de a intra pe stadion, mulți ani, răspunsurile care mie mi s-au părut în neregulă, atât timp cât nu e stadionul clubului, e stadionul, dacă Armata avea un buget din care să construiască un stadion al ei, era ok. Dar știm amândoi, știm toți cum a fost construit. Imaginea a avut de suferit în ultima perioadă, după părerea ta? Păi cine n-a putut să intre? Că FCSB a intrat pe Ghencea.
Știu, dar până să intre au fost vreo 2 ani în care se inventau meciuri de rugby, se inventau fel de fel de alte competiții, se inventau fel de fel de refuzuri. Clubului. La fel cum a fost și decizia clubului să primească... Înțeleg că e decizia clubului, că aia sta la baza refuzului, dar ca imagine mă refer, dintre prietenii tăi ce spun, bă, mă dă-o încolo, cum să nu lași pe ala, îți dă bani. Uite, a intrat de 3 ori și au luat 160.000 de euro bani. Câștig, nu e vorba despre bani aici, adică ar trebui cumva, sigur că din punct de vedere legal cifrele contează și dacă o luăm așa la modul ăsta în care, domne, stadionul trebuie să producă, o dăm în capitalism și chestii de astea, da, atunci sigur că banii sunt buni, însă aici problema este, depășește cumva sfera banului, pentru că vorbim de două entități care sunt în litigiu. Și din punct de vedere... Care erau în litigiu și când jucau în Ghencea? Începuse litigiu și plătea și juca în Ghencea. Asta au fost deciziile diversilor care au dat pe la conducerea clubului de-a lungul timpului. Unii au fost mai, cum să zic, mai îngăduitori față de FCSB, alții au fost mai puțin îngăduitori. Însă din punctul meu de vedere, cu atât timp cât există acest litigiu între cele două entități, nu ar fi trebuit să fie permis accesul clubului. Însă legal nu s-a putut. Spune-mi un lucru, cum ți se pare că Steaua a intrat totuși, a jucat 3 meciuri, primul meci european acolo cu Norgeland, meci cu CFR important, meci cu CSU. Sigur, aici se poate invoca faptul, domne, au avut mulți spectatori, că erau meciuri importante. Dar faptul că era stadionul plin, cum ți s-a părut față de meciurile echipei CSU? Mă refer... CSU n-a jucat cu Norgeland, nici cu CFR-ul și nici cu CSU. Ok, atunci vorbim despre FCSB. Cum mi se pare că au jucat mulți oameni? Ce s-a părut? Ce crezi că s-a simțit? Sau ce ai simțit tu, Tibi, văzând că este stadionul plin la echipa care nu este Steaua, în opinia ta? Și pot să am văzut stadionul plin sau aproape plin și la alte meciuri. Am fost și la România Grecia, am fost și la meciul de deschidere, am fost și la meciul cu Dinamo, unde au fost 20.000 sau peste 20.000 de oameni. Deci nu pot să spun că m-a afectat în vreun fel. Până la urmă, oamenii au decis, fiecare a analizat situația după propriile puteri și după propria înțelegere și este clar că în momentul de față majoritatea celor care se consideră steliști au ales un drum. Mai mulți către FCSB și mai puțin către Steaua. E super că ceea ce e o autosugestie, adică e o chestiune care, când iei o decizie, a mers pe drumul CSB. Cum și-a mers pe drumul CSE, a mers la meciuri pe drumul Bercenarului, spre exemplu, cu Sportul Studențesc de la vremea aia. Nici dacă mai există în Liga 4. Bun. Am senzația că e o autosugestie pe care mulți o aveți. Dom'le, am mers pe drumul ăsta, indiferent că toți ne zic că uite, ușor, ușor apare adevărul și am greșit. Indiferent că ne zic unii că, dom'le, nu o să intre în Ghencea și au intrat. Indiferent că au umplut stadionul Steaua. Indiferent că legendele, până și legendele din când în când spun la emisiuni Steaua. Indiferent că toți zic, domnule, aia e Steaua. Vă autosugestionați treaba asta? Domnule, nu, e greșit totul. Noi avem dreptate. Simți treaba asta? Ce pot să zic? Eu nu merg pe autosugestie. Eu merg pe analiza proprie pe care am făcut-o și cu motivările instanțelor. La fel cum și suporterii au ales, la fel și fostele glorii, diversi oameni care pot fi caracterizați drept steliști, au ales și ei una dintre tabere. Da. Poți să-l întreb ceva pe TV, te rog, Gabi? Sigur, da. Și cu permisiunea voastră, în 6 minute ne oprim, pentru că eu am vrut să fac o oră, mâine începe școala, la 6 ne trezim. Da, corect. Tibi, vreau să întreb, nu știu, cred că două lucruri doar, să nu întindem prea mult, cum a spus și Gabi. În 2006-2009, să punem perioada asta, bă, dacă ești steliști, știi ce s-a întâmplat în perioada aceea. Corect. Poți să-mi spui cu ce echipă țineai, cine era cu Steaua? Bun. Cine era acolo patron? Gigi Becali, în momentul. Bun. Bine, nu știu dacă era în acționariat, dar mi s-a putut a intra apără mai târziu. Înțeleg. Poți să te întreb, știai că există CSA? Da, bineînțeles. În 2006? Da, bineînțeles. De ce să nu știu? Nu era secția de fotbal. Nu era. Asta încerc să spun. Clubul Armatei Steaua există neîntrerupt din 1947 până azi. Deci, secția de fotbal, cred că vrea să întrebe Alex. Deci, eu vreau să te întreb altceva. Undeva în 98, acea secție de fotbal s-a rupt de toată familia Armatei. Da, asta de secția de volei, de
basket și așa mai departe. Este miezul discordiei, mărul discordiei și asta urmează să lămurească dacă într-adevăr s-a rupt sau nu. Deși tehnic vorbind și din punct de vedere legal nu prea avea cum să se rupă, la fel cum nici în ziua de astăzi. Bun, observăm atunci problemele pe care le are CFR în ceea ce privește ruperea secției de fotbal. Bun. Corect. Păi și atunci ce au făcut acei generali, ce au semnat ei până la urmă? Că eu asta nu înțeleg. Eu i-am povestit și lui Gabi. Eu am fost plecat din 2009, am plecat în Anglia. Am stat acolo vreo 5 ani de zile, m-am întors la sfârșitul lui 2019. Eu m-am rupt puțin de fotbal, am fost ocupat cu familie, mă rog, irelevant. Ideea este că eram la curent, dar nu eram foarte la curent, dacă înțelegi ceea ce vreau să zic. Nu mai mergând pe stadion și așa mai departe, știi și tu cum e, o distanțare, ca și o prietenă. În fine, ideea este că când m-am întors, am aflat de toată nebunia și m-am pus și eu la curent, ca orice care om. Și mi s-au părut pur și simplu niște lucruri aberante, pentru că eu și nu numai eu, până și prietenii mei, care am prieteni foarte apropiați din copilărie, care acum sunt suporteri CSA, înțelegi, așa cum ești și tu, și respect pentru decizia lor, așa cum ți-o respect și pe a ta, ei mi-au venit cu N argumente că ce au descoperit între timp. Dar eu am întrebat aceeași întrebare simplă pe care te-am întrebat și eu. Dacă în 1998 acea secție de fotbal nu s-a desființat, nu s-a separat, nu s-a așa mai departe, de ce a fost preluată de Păunescu și apoi de Gigi Becali și apoi a avut continuitate în cupele europene și în Champions League și la ora actuală ce UEFA, cei de la UEFA încă ne numesc Steaua București? Și de ce în acea perioadă secția de fotbal CSA, după ce a apărut AFC-ul și apoi FC-ul lui Gigi Becali, nu aveau echipă să joace undeva? Unde erau antrenorii, unde erau jucătorii de la CSA, dacă aia este echipa? Foarte pe scurt, pentru că am înțeles că nu prea mai e mult timp. Da. Accepțiunea mea este următoarea. În 1998, la presiune politică, cei care conduceau destinele clubului sportiv al Armatei Steaua au fost mai mult sau mai puțin împinși de la spate să facă ceva cu secția de fotbal, pentru că atârna momentul respectiv ca un fel de piatră de moară de piciorul întregului club din cauza datoriilor care, din nou, nu se știe exact cum au apărut cu momentul respectiv și probabil nu o să știu niciodată. Și ordinul a venit pe filieră politică de la domnul Babiuc: domne, faceți ceva, cu trebuie să externalizăm secția. A venit ulterior și celebra circulă de la UEFA, pentru că nu mai putea activa în competițiile fotbalistice. Celebra circulă de la UEFA pe care domnul Ionuț Lupescu, membru în comitetul executiv UEFA, a spus într-adevăr că nu a existat niciodată o asemenea circulară, a fost doar o recomandare din partea UEFA. Însă la noi, cu un exces de zel, ca să zic așa... Dar nu, stai, nu te contrazic, nu neapărat pe filiera UEFA, ci pur și simplu legea s-a schimbat, legea la noi în țară s-a schimbat. Oarecum, ca să vezi, doamne, ca să fie pus în acord cu ceea ce cerea UEFA. Însă UEFA doar recomanda aceste lucruri. Acum, legea, de bine sau de rău, a fost făcută. Nu avem doar exemplul clubului Steaua. În opinia mea, toate privatizările de la toate cluburile de tradiție din țara asta, Rapid, fie că vorbim de Rapid, Dinamo, Steaua, Universitatea Craiova și așa mai departe, au fost făcute pe genunchi și ăsta este motivul pentru care avem atâtea probleme identitare în ziua de astăzi la atâtea echipe de tradiție. Ca să-mi continui ideea, după ce s-au făcut aceste presiuni pentru așa numita externalizare a secției de fotbal, s-a creat această asociație, AFC Steaua, cu 80 de membri, dacă mi-aduc bine aminte, 80 de membri fondatori, printre care se regăseau tot felul de personalități, de la personal din Ministerul Apărării Naționale până la fostitorii, până și artiști care, sincer să fiu, nu știu ce treabă aveau sau de ce trebuia să fie acolo, dar probabil că astea sunt la număr. Iar această asociație a încheiat și-a creat propriul statut. Pentru toți ce scrie, lipsurile din acel statut sunt motivul pentru care CSA Steaua a câștigat procesul pentru marcă și, în opinia mea, este pe cale să-l câștige și pe cel pentru palmares. Lumea, suporterul de rând, printre care mă număr și eu la perspectivă, pentru că aveam o vârstă, eram mult mai tânăr, consider că am fost duși de nas până în 2014, când a apărut hotărârea definitivă de la Înalta Curte de Casație și Justiție. În momentul în care am citit acea hotărâre, și vă aduceți aminte episodul cu Fece Gazde, cred că era pe Arena Națională, dacă nu mă înșel, eu unul am fost siderat pentru câteva
zile bune, nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Stați un pic, cum e posibil, ce se întâmplă. Dar ulterior, citind motivarea, și e o chestie pe care îndemn pe toată lumea să o facă, anume să citească motivarea din acel proces, cred eu că au ieșit lucrurile la iveală despre cum s-a făcut acel transfer între CSA și AFC și ulterior acea tranzacție extrajudiciară făcută între AFC și Steaua București. Da, sunt două opinii diferite, nici nu vreau să lungesc, pentru că eu am contraargumente multe, le-am tot prezentat de 4 ani și n-are rost, pentru că trebuie să ne respectăm părerile, chiar dacă nu suntem de acord cu ele. Asta este ceea ce pot spune. Da, trebuie să fie foarte lungă și nu cred că... Exact, nu, exact. Nu are... cândva în care să intrăm în detaliu. Da, acestea. Eu sunt dispus, eu mereu mi-am dorit să vorbesc cu oameni pe care eu consider, dacă zici că ai urmărit emisiunile noastre. Uneori mai avem și noi răutăți, alteori în general spunem că sunteți toți steliști și noi suntem toți steliști, suntem toți împreună. Cum zice Mustață, mâncam parizeri pe capotă când mergeam la Galați 25 de microbuze. Și apropo de chestia asta, o chestie pe care nu o înțeleg și nu o voi înțelege niciodată, eu, unul, dacă aș fi ales tabăra cealaltă, niciodată n-aș fi putut să înjur clubul mamă sau să-i spun ceva de rău, indiferent de situație, pentru că până la urmă asta înseamnă să fii stelist, să susții Steaua. Și chiar dacă cei care susțin FCSB consideră că echipa de fotbal a CSA Steaua nu este Steaua, nu văd cum ar putea susține că echipele de la celelalte secții nu sunt Steaua. N-au cum, n-au cum, n-are nicio logică. Nu, trebuie să ții cu basket, cu handball, cu rugby, cu toate sporturile de echipă, hockey, chiar și cu sportivii când câștigă anumite medalii, trebuie să fii bucuros că a câștigat Steaua o medalie la Mondialul de Scrimă. Da, corect. Da. Ne oprim aici, cu permisiunea voastră. Alex, Tibi, vă mulțumesc tare mult pentru că ați participat. Mulțumesc și mai ales mulțumesc domnului colonel, dacă ne mai urmărește, probabil ne urmărește. Am văzut că e updatat cu socializările, cu site-urile, cu aceste, cum se numesc, de socializare. Așa? Social media, da. Nu, nu știu cum se numesc. Așa? Astea, cum se numesc? Facebook, TikTok-ul, cum se numesc? Social media. Social media apps. Bine, cum spuneți voi în engleză? Platforme. Crișane, mulțumesc și lui Virgil. Vă seară bună, mulțumesc frumos. Și acel caz. Vă mulțumesc tuturor. Tibi, te mai așteptăm cu drag. Una e una, alta este alta. Dragi prieteni, este ora 23:03. Am depășit cu mult spațiul rezervat de satelitul care transmite de lângă București această emisiune. Dacă vreți să susțineți jurnalismul sportiv, apăsați butonul dolar în acest moment, repede, pentru că mai stăm 1 minut și jumătate, poate 2, cât să faceți acest transfer. Așadar, dacă doriți să susțineți jurnalismul sportiv, apăsați butonul dolar. Dacă doriți ca această emisiune să fie foarte văzută, toți cei de pe Facebook, apăsați share, distribuiți această emisiune. Puteți să decupați din această emisiune cât vreți voi, poate chiar tot momentul cu domnul colonel, să transmiteți tuturor. Cei care sunteți pe Facebook, am rugămintea la voi, dacă apreciați ceea ce facem noi aici pentru Steaua, intrați acum pe canalul de YouTube Templul Sportului și abonați-vă. Cei care sunteți deja abonați, vă rog frumos să dați like la această emisiune, să aibă cât mai multe like-uri. Vă aștept cu drag. Următoarea emisiune, nu știu când va fi, probabil marți după meciul României discutăm, pentru că n-am vorbit de Naționala României, pentru că aveam alte treburi mai importante, nici n-aveam ce să vorbim de Naționala României, pentru că ne-am fi certat. Eu sunt de partea jucătorilor, pardon, de partea fotbalului românesc, nu neapărat a jucătorilor. Sunt câțiva acolo care merită tot respectul nostru, să ne zicem cu Șor Stanciu, despre care abia acum ați aflat toți că are să zic brodat. Cum a zis domnul colonel, are tatuat steagul României pe corpul lui. Am văzut jucători care au băgat material, am văzut jucători care au muncit, am văzut oameni care au dat totul, dar atât pot. Poate că ar trebui să, cum vorbeam cu un prieten astăzi pe o terasă, aici la noi la țară, mă întrebau ce facem domnul Safta cu fotbalul românesc. Și am zis, i-ați văzut pe jucători că au murit pe teren? Au dat tot? Da, atât pot. Atât pot ei. Trebuie să te superi pe o echipă care dă totul din ea, dar atât poate? Nu, în niciun caz. Trebuie să o susții.
Ca suporter al României, am apreciat că au jucat cât au putut ei de bine. Atât au putut. Contra unor jucători de la Granada, de la Bayern München, de la Tottenham, când vom avea și noi jucători pe la echipele astea, să mă anunțați și să-mi spuneți ce prost suntem că nu i-am bătut. Acum întâlnim o echipă care la fel are fotbaliști prin Primera División, prin Italia, prin Spania, prin Anglia, prin Germania, prin Franța. Vrem să-i batem, că-s Kosovo. Stai puțin, să vedem cu cine jucăm, da? Uitați-vă la cluburi și uitați-vă la un aspect. Societatea noastră face fotbaliști care, cum îmi spunea Aurică Țicleanu acum câteva seri pe Radio Gol de FM în direct, Găbiță, noi avem fotbaliști care în momentul în care semnează contract și la semnătură primește 100.000 de euro, bani de buzunar la semnătură, a doua zi își ia mașină de 160.000 de euro, ca prostul și țăranul. Jucătorul ăla pe care vrem să-l batem, dar nu reușim, dacă semnează la semnătură pe 1.000.000, a doua zi se duce la antrenament de parcă i-ar fi luat banii, nu i-ar fi dat. Și vrea să ajungă la 2.000.000 pe semnătură. Cam acolo se face diferența. George Pușcaș, care în opinia mea nu știe să scrie și să citească, în viața vieților lui, în momentul când se duce să dea gol singur cu portarul, nu o să dea gol. Pentru că nu poate. Nu poate. Lucian, îmi cer mii de scuze, suntem pe final. Nu te supăra, dar o să vorbim marți seară, mai ales că ești și în tricoul României. Nu vreau să te super, nu mă înjura, dar chiar încheiem emisiunea astăzi. Și o să vorbim marți seară cât vrei tu, Lucian, despre ce vrei tu. Dar deja am depășit cu vreo oră și jumătate spațiu. Se uită familia la mine, trebuie să mâncăm. Mâine dimineața ne trezim la 6 și mă înjură toți, pentru că mă înjură, vorba vine. Că mâine dimineața la 6 ne trezim să mergem la școală. Începem școala mâine cu copiii. Deci nu te supăra, Lucian, fă tu, te rog mult de tot, nu te supăra. Intrăm marți în direct și facem emisiune. Te rog mult, nu te supăra. Se conectase Lucian Fătu. Deci, demisia Edi. Cine vine? Să-l dăm afară pe nu știu cine din ei. Cine vine? Adică avem niște fotbaliști de Primera División, mulți așa. Avem foarte mulți jucători de Bundesliga. Să alegem vreo 2 și să lăsăm vreo 3 afară? Nu. Eu nu cred. Dacă voi știți, să-mi spuneți și mie. Atât putem. Dacă echipa României dă totul din ea și atât poate, trebuie să ieși de pe teren, capul sus, am dat tot, aplauze, nu neapărat felicitări, dar, atenție, ce vreau să vă spun? La Steaua, dacă jucătorii dau tot și pierd, se supărați? Nu. Și atunci la România de ce? De ce să fii supărați pe Naționala României dacă ea dă totul și nu câștigă? Iar noi dăm de pământ și cerem demisia unui antrenor neînvins de pe locul 2. Și atât timp cât am făcut egal cu Israel, înseamnă că Israel nu e mai bună. Că aud că au avut multe ocazii. Și dacă nu le-au dat, înseamnă că nu sunt mai buni decât noi. Sau și ei, ratangii lor, ca și Pușcaș la noi. Dacă Pușcaș dă gol, câștigăm? Da. Ca și ăla, dacă Solomon dă gol, câștigă. A fost egal. Elveția ne-a bătut? Nu. Înseamnă că Elveția nu a fost mai bună. Că am avut noroc? Ce aia noroc? Am avut noroc. Dar norocul ni l-am făcut singur, că ne-am dus acolo și am dat 2 goluri, minutul 89 și 92. Că dacă nu te duceai peste ei să dai gol, nu mai vai noroc. Despre asta e vorba, prieteni. Încercați să fiți mai apropiați de România, pentru că asta contează. Mulțumesc Tudor Voican pentru sprijinul jurnalismului sportiv și eu îți mulțumesc, cum tu mulțumesc pentru susținere, suntem frați între noi aici și îți mulțumesc tare mult. Prieteni, ne vedem marți seară. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați ajutat să fac 3 ore de emisiune. Să aveți o noapte plăcută. Urmează jingle-ul de final, apoi vă zic noapte bună.